Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Sinteza Zilei. În această seară avem o întrebare extrem de importantă, întrebare care este valabilă până la primul tur al alegerilor prezidențiale. Cine va intra în turul al doilea? Pentru a afla cine va fi președintele României, trebuie să răspundem întâi la această întrebare. Cine va intra în turul al doilea? Adevărul este că astăzi lucrurile sunt destul de complicate. Marcel Ciolacu, în mod cert, în toate sondajele de opinie, se află pe primul loc. Însă ceea ce se întâmplă pentru locul al doilea, bătălia pentru locul al doilea este extrem, extrem de strânsă. Indiferent ceea ce vedeți dumneavoastră în sondajele de opinie, în care unii îl dau mai sus pe unul sau pe celălalt, eu vă spun că am consultat mai multe sondaje de opinie, mai multe studii, care arată că bătălia este foarte strânsă între Nicolae Ciucă, Mircea Joană, Elena Lasconi. E într-atât de strânsă încât astăzi, pentru oricine este rațional, este greu să spună cine va intra în turul al doilea. Uitați-vă cu atenție la această întrebare și uitați-vă cu atenție la ceea ce veți vota. În ultimii ani de zile am ales și așa cum ne-am dat seama de multe ori și cum ne dăm seama de 35 de ani, este că de cele mai multe ori am regretat. Oameni care s-au aflat pe valuri mari de popularitate, care păreau potriviți să intre în turul al doilea, să câștige alegerile prezidențiale. Astăzi îi privim cu dispreț, pe unii cu ură, iar în seara asta am să încerc în primele minute în aceste emisiuni să vă fac o trecere în revistă a modului în care noi am votat în ultimii ani de zile. Imaginile pe care le veți vedea în minutele următoare sunt colosale. Ascultați-mă cu atenție. Dumneavoastră veți decide cine intră în turul al doilea, iar dumneavoastră din această seară, Antena 3 CNN vă invită să fiți jucători în această campanie electorală. Cetățeanul ar trebui să fie în mijlocul societății. Cetățeanul ar trebui să fie în mijlocul jocului democratic. Cetățeanul ar trebui să fie acela care să fie cu ochii larg deschiși și să înțeleagă până la urmă ce este cel mai bine pentru țara sa. În această seară, în câteva minute, am să vă spun cum dumneavoastră veți putea decide până la turul al doilea, până la primul tur, cine merită să intre în această bătălie, cine merită să câștige. Care este rolul dumneavoastră? În câteva clipe am să vă spun și am să vă invit într-o acțiune pe care să o facem împreună, extrem de importantă. Stați cu telefoanele lângă dumneavoastră. Ok, în momentul de față ne uităm la aceste alegeri. Sunt convins de faptul că unii dintre dumneavoastră deja aveți o hotărâre luată. Numărul celor care au deja o hotărâre luată, să știți că în momentul de față este undeva la 50-60% dintre cei care merg să voteze. Imaginați-vă așadar că jumătate dintre cei care se uită în această seară la emisiune sau dintre cei care locuiesc în România, dintre cei care vor merge la vot, se află în categoria în care simpatizează cu cineva, dar simpatizează și cu celălalt și sunt în momentul de față așa într-o situație în care nu știu exact pe cine să votez. Mai este o categorie care pur și simplu nu și-a luat decizia pentru că nu s-a uitat suficient la ei și a spus, am încă timp. Ok, mai există însă o categorie care spun, noi nu mergem la vot. Și între cei care spun, noi nu mergem la vot, sunteți dumneavoastră, vă știți bine, în fața televizoarelor. Eu nu merg la vot pentru că îi disprețuiesc, pentru că mă mint, pentru că sunt ticăloși și așa mai departe. În această seară, aș vrea să vorbesc cu toți dintre dumneavoastră și aș vrea să vă ofer posibilitatea ca tuturor să-i vedeți pe cei care în aceste zile se bat pentru funcția supremă în stat. Se auziți pe cei care îi susțin și s-au auzit argumentele lor, s-au auzit lucrurile care în momentul de față se doresc a fi într-atât de puternice lansate pe piață, cum ar fi cea lansată astăzi PNL-ul și anume, atenție, că ceea ce Moscova a făcut în Moldova în zilele trecute va încerca să facă România la aceste alegeri prezidențiale. Așadar, ochii l-ar deschiși. Pentru început, haideți să ne uităm la cum au votat români. Pentru cei care am trăit zilele din 1989, chiar dacă eu eram copil, mi-aduc aminte perfect, 1990, când soarele răsărea și Iliescu apărea. În alegerile din 1990 au fost trei candidați. Ion Iliescu, despre care astăzi aflăm că a participat la lovitura de stat din 1989 activ, cu legături strânse cu Moscova, cu legăturile pe care în momentul de față sunt arătate în documente oficiale de către Procuratura din România. Era Ion Rațiu, un dizident, un individu, o personalitate care s-a bătut pentru România în Marea Britanie și în diaspora ani de zile, și Radu Câmpeanu, de asemenea o personalitate care la Paris a încercat să facă bine României atât cât a putut și a făcut destul de mult.
Uitați-vă la imaginile din 1990, nu judecați pe cei care erau atunci, ci judecați modul în care o mașinărie de propagandă și manipulare a reușit în momentul de fapt, în momentul respectiv, ca 80% dintre români să voteze așa cum au votat. Chiar dacă eram copil, în anii aceia, nu aveam niciun fel de simpatie față de Ion Iliescu. Simpatia mea era altcineva între cei care candidau, care a luat, cred că, 3%. Îl chema Ion Rațiu și vreau să-l ascultați. Domnul Rațiu era mai în vârstă decât tovarășul Iliescu, care avea 60 de ani. Domnul Rațiu era mai în vârstă. Și domnul Rațiu, în confruntarea de la televiziunea publică, ascultați cu atenție acest cuvânt, confruntarea de la televiziune, o să vă fac un anunț despre asta, a zis așa, ascultați-l un pic, spuneți-mi dacă vi se pare la fel de valabil ce spunea în 1990 un domn cu papion, în vârstă, bun, blajin. Ia ascultați-l. Chintesența democrației se poate exprima într-o singură frază. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. N-a câștigat Ion Rațiu, a câștigat Ion Iliescu și pentru că la momentul respectiv erau niște indivizi în piața universității care nu erau de acord cu el, cum era ce zice Ion Rațiu, să mă lupt până la ultima mea picătură de sânge, iar Ion Iliescu îi cheamă pe mineri ca să-i bată și să-i omoare pe cei din piața universității. După atâția ani de zile cu Ion Iliescu, gen 3 mandate constituționale, a venit un președinte, Emil Constantinescu, despre care n-am să mă pronunț în această seară, pentru că eu cred că Emil Constantinescu era schimbarea de care România avea nevoie. După el a mai venit 10 ani un președinte, apropo de Ion Rațiu, care, dacă nu erai de acord cu el, te băga la pușcărie, îți confisca sediile și făcea toate nenorocirile din lume. 10 ani de zile cu un individ despre care se știe că a furat alegerile din 2009, lucru care este foarte ușor de demonstrat. A mai venit un președinte care nici măcar nu știa dacă ești de acord sau nu cu el în ultimii 10 ani de zile, că nu era prin țară. Haideți să vedem niște imagini de acum 10 ani de zile, când era din nou o confruntare pentru prezidențială. Am ales bine? Ne vom trezi într-o țară a noastră, care se va numi România normală. România frumoasă. O țară în care să aibă locuri de muncă aici, să nu-i găsim prin Spania, prin Italia și prin alte părți. Nu vrem altceva decât o patrie comună, puternică, o țară puternică. Pentru țara mea sunt capabil de mult mai multe sacrificii. Stârpim toată corupția politică sau corupția mare din această țară. Victoria poporului român după 25 de ani de domnie a ciocoilor. Sunt și un bun român în slujba României și a tuturor românilor. Vi l-am arătat pe Ion Rațiu, am să vă arăt pe cineva care a candidat acum 20 de ani. Acum 20 de ani, în România, era Băsescu, care l-a retras pe
Teodor Stolojan printr-o scenă de un penibil și astăzi, ceva înfiorător, o dramoletă în care Băsescu zicea că Stolojan este foarte grav bolnav și se făcea că plânge. Mulți au zis, extraordinar, domnule, extraordinar, ăsta e un om, extraordinar. Bun, ceva astăzi când te uiți este atât de jenant. Unii au zis, domnule, Adrian Năstase a fost un prim-ministru foarte bun, dar să nu dăm puterea PSD-ului totală și așa mai departe. Eu vreau să ofer în această seară perspectiva unui candidat de acum 20 de ani. Uite dumneavoastră, sigur își aduc aminte de această doamnă. Cei care sunteți mai tineri, sigur, n-aveți de unde să știți, pentru că a fost o pagină ca și când a existat în istoria noastră. O doamnă din America, din Partidul Republican, care avea relații extrem de strânse cu președintele Statelor Unite, cu domnul George Bush și cu mulți alții, a venit în țară să candideze. Ne povestește această doamnă cum au fost alegerile de acum 20 de ani. Ia să vedem dacă e vreo asemănare sau, mai exact, dacă este vreo diferență între ce a fost acum 20 de ani când a câștigat teoretic Băsescu, a fost împins de către o parte a securității, că el era omul securității, era turnător la securitate. Deci, de Băsescu, în bătălie cu Adrian Năstase și era și această doamnă. E vreo asemănare cu ceea ce se întâmplă astăzi? Lia Roberts. Las Vegas, în cartierul select de la marginea orașului, o singură casă are la intrare drapelul românesc. E reședința Liei Roberts. Aici locuiește, aici muncește, strânge fonduri pentru marii politicieni americani și e consul onorific al României în statul Nevada. Bine ați venit! Mulțumesc frumos că ne faceți o vizită! Cu 35 de ani în urmă, doamna aceasta cu ținută impecabilă și nume american își pregătea bagajele să plece din România, pentru totdeauna. Un distins om de afaceri din Statele Unite, aflat în trecere prin București, se îndrăgostea de ea nebunește. Ea a acceptat pe loc cererea în căsătorie, după ce i-a dat acordul Partidul Comunist și a ajuns pe tărâm american cu două valize și o inimă împărțită. Eu am plecat din România, dar România n-a plecat niciodată din mine. Și așa, prizonieră între două lumi, Aurelia Sandu, devenită peste noapte Lia Roberts, a trebuit să-și găsească aici locul și rostul. A început imediat să lucreze pentru campania electorală a unui congresman. Și odată ce a dat de gustul politicii, ambițiile au crescut. Atât de mult încât a ajuns să candideze pentru șefia Partidului Republican din Nevada și să câștige. Din acel moment, în viața și în casa ei, au început să apară tot felul de oameni care i-au marcat existența și cariera. Multă lume s-a perindat aici, din toate colțurile lumii și din toate straturile sociale. A fost un senator Ensign și actualul senator Harry Reid, care este ceea ce se numește Majority Leader aici în Statele Unite și care este foarte important. Președintele Bush nu l-am avut aici în casă, dar l-am avut în grădină, pentru că am avut un eveniment pentru el în anul 2000. An în care George W. Bush era ales președinte al Americii. Iar Lia Roberts a fost cea care s-a făcut remarcată în campania electorală a acestuia. Am strâns foarte mulți bani pentru președinte personal, vreau să spun. Vorbim de persoanele cărora eu le-am solicitat. În special au fost proprietari de cazinouri. Sunt darnici? Sunt foarte darnici. Se vorbește că ar fi strâns în jur de $1,000,000, dar pentru ea a fost mai important că a avut ocazia să stea lângă niște oameni de la care a învățat cel mai bine cum se face politică. Asta i-a deschis mintea și ochii și a putut să vadă brusc, într-o altă lumină, tot ce se întâmplase în țara ei în cei 25 de ani cât a lipsit. Era în anul 2004. Mi s-a părut că este momentul în care ceva trebuie schimbat în România. Domnul Iliescu, cu tot respectul pe care l-am pentru dânsul, reprezenta o parte din istoria României care ținea mai mult de trecut decât de prezent și perpetua o anumită imagine a României și se continua un anumit sistem care România era percepută ca o țară comunistă în continuare. Așa că și-a luat cu ea ani de experiență adunați peste ocean și un șef de campanie care l-a ajutat pe Bill Clinton să fie președinte al Americii de două ori și s-a întors în România, de această dată cu gânduri să o conducă. Intenția mea a fost să mă duc și să câștig în România, n-a fost să mă duc să-mi văd numele pe buletinul de vot. În momentul acela, în cursa pentru fotoliul de președinte, erau deja înscriși câțiva politicieni de seamă. Adrian Năstase, Teodor Stolojan și Corneliu Vadim Tudor. Pe Năstase și Vadim îi cunoștea bine, făcuseră școala împreună. Am fost trei colegi de liceu care am candidat în același timp. Asta a fost o coincidență foarte rară, nu cred că se întâmplă așa ceva. Și de același lat, cum se zice. Am terminat în același timp, Adrian fiind cu un an mai mic decât noi, de fapt.
Mai toți candidații aveau în spate partide politice puternice. Ea era singură și independentă, pe cont propriu, dar a considerat că are șanse egale cu toți ceilalți, ca în orice țară normală, democrată și liberă. A început să facă turnee prin țară, să se întâlnească cu oameni pe care să-i cunoască și care să o cunoască. După care, în toamna lui 2004, a trecut la etapa cea mai importantă, strângerea de semnături pentru depunerea candidaturii. Atunci i s-a revelat o Românie pe care nu o cunoștea. A fost cineva, a venit în campania electorală, care mi-a adus 17.000 de semnături false. False, doamnă. M-am uitat la ele și erau toate scrise de aceeași mână, cu aceeași semnătură. Persoanele, am luat pur și simplu, am închis ochii și am pus degetul pe una și am întrebat la telefon, la informații, numărul lor de telefon. Persoanele erau existente, am vorbit cu ele și mi-am spus, ați semnat pentru campanie? Zice, sunteți de partea domnului? Zice, da, zice, sigur, dar zic, ați semnat pentru că nu, n-am semnat. Cum se poate, de ce n-ați semnat? Păi zice, nu m-a solicitat nimeni. Nu era în stafful meu, era o persoană care colecta semnături. Nu era în stafful meu, nu. Și de ce ar fi făcut asta? Pentru că a fost pusă să facă acest lucru. Cineva care de cine? N-am nicio îndoială despre ce e vorba, dar este tardiv. Ca să răscolim, intenția era ca atunci când eu mă duc la Comisia Electorală cu aceste semnături, probabil, să îi sune prin spate, zică, Lia Roberts, ia uite-te ce escroacă este. Vine cu semnături false. Cu alte cuvinte, să mă aducă la același numitor cu ei. Dacă aici se ajunge, care e următorul pas? Ce or să facă următorul lucru? Adică asta este un lucru foarte grav. Eu n-am venit în România ca să îmi mânjesc numele. Eu am venit ca să joc un joc cinstit și nu ca să fiu denigrată în felul ăsta, să fiu redusă la un scor ca și ceilalți. S-a convins că jocul nu este cinstit și în momentul în care, spune Lia Roberts, spotul ei de promovare a fost refuzat de CNA și nu a fost difuzat niciodată, iar televiziunile găseau scuze ca să nu invite. Așa că a decis să renunțe după 10 luni de campanie pe cont propriu. Anunțul a fost făcut la Antena 1, în direct la emisiunea Marius Tucă Show. Fost candidat la președinția României. Corect. Corect, da? Sunt foarte priceput la răspunsul. Păi ce ați făcut, doamna Roberts? Ne-ați sedus, după care... ați abandonat. Eu n-am venit aici să mă joc de-a campania electorală, nu am venit... Unii să... spun că așa ar fi fost, așa ar fi da, stat, sigur să da. Sigur că da, am fost acuzată că sunt iepurile din pălărie al PSD-ului. Faptul că acum ies din cursa electorală, păi dovedește că măcar... PSD-ului n-a spus. Da. Dovedește, exact. Deci dovedește că nu sunt iepurile din pălărie al nimănui. Deci prins faptul că dumneavoastră v-ați retras? Atunci când vezi că lucrurile nu merg într-o anumită direcție, trebuie să știi când să renunți. Este exact ceea ce fac. Este exact ca într-o căsătorie. Când lucrurile nu mai merg și nu se mai poate conviețui, oamenii se despart. La acel moment, electoratul român era deja bine împărțit. Asta dacă ar fi să luăm în seamă sondajele. Lia Roberts n-a crezut însă nici în asta. Toate acele sondaje care erau făcute erau prefăcute. Erau la comandă. Noi n-am făcut niciun sondaj, pentru că n-aveam în cine să avem încredere. De unde știam noi că compania respectivă pe care am fi angajat-o nu era plătită, zice așa, câte plătesc ei? Trebuie 5.000 de dolari, noi vă dăm 7 ca să faceți sondajele cum vrem noi. Iar ea, obișnuită cu sistemul din America, pe care îl știa bine de 3 decenii, în care totul e alb sau negru, în care nu după orice ușă e un cuțit pregătit să te înjunghie pe la spate, piedicile sunt puse cu eleganță, minciunile sunt mai puține și furturile mai cu perdea, n-a putut să rămână până la capăt, chiar dacă mulți au considerat-o slabă și lașă. Când eu am renunțat pe data de 23, 7 zile mai târziu, pe data de 1 octombrie, domnul Stolojan a ieșit din cursă. Lucru care a stârnit stupoare pe piața politică românească și lacrimi pe obrajii lui Traian Băsescu. Dragă Stolo! 3 zile mai târziu, Traian Băsescu și-a anunțat candidatura la președinție. Până la urmă, au rămas 12 în această cursă, iar Lia Roberts a urmărit spectacolul până la capăt, de pe margine. Și atunci, în 2004, și în toți anii care au urmat. Gustul amar îl are și astăzi, și aceeași concluzie. În România nu sunt politicieni. Ei se numesc politicieni pentru că n-au un termen mai bun. Dar nu sunt politicieni. Sunt niște persoane care sunt implicate în anumite partide pentru interese personale. Ce le lipsește ca să fie politicieni? Le lipsește dragostea de țară, doamnă. Ei nu sunt implicați în politică pentru că vor să facă ceva pentru România.
Sunt implicați în politică pentru că vor, au interese personale. Cum credeți că a evoluat clasa politică din România? Dacă dumneavoastră o numiți evoluție, mă bucur că sunteți optimistă. Ce ar trebui să se schimbe? Mentalitatea în România, mentalitatea poporului, să înțeleagă că are puterea să voteze pe un candidat care să-i reprezinte interesele. Dar au românii candidații pe care să-i... Aia este altă poveste deja. Dar indiferent care ar fi povestea, Lia Roberts are un singur sfat pentru români. Să se implice. A nu vota este, de fapt, a vota împotriva propriilor interese. Este extrem de important să meargă la vot, nu pentru cineva care îți dă un kilogram de ulei, ci pentru o idee. Iar una din idei ar fi că poporul român ar trebui să fie responsabilizat. Să știe că tot ce are sau ar putea avea se poate obține numai cu forțe proprii, nu stând cu mâna întinsă. E o țară foarte frumoasă, cu oameni foarte frumoși, oameni foarte cum se cade, oameni foarte primitori, dar care au nevoie de mult ajutor. În sensul nu de a-i prinde peștele ca să-l dai gata prins, ci ca să-i înveți să-și prindă peștele. Și poate abia atunci România, țara frumoasă cu oameni frumoși, va fi condusă de cine trebuie. Știți ce se întâmplă? Poporul și-a ales conducătorii. E greu de spus cine trebuie, dar se spune totodată că fiecare popor își merită conducători pe care și-i alege. Poate sună prea dur, dar e un adevăr valabil nu doar pentru România. Fiecare om e dator să învețe din propriile greșeli sau ale altora. Tot în puterea lui stă să le repare, cu propriile voturi, nu ale altora. Multe lucruri interesante a zis doamna Lia Roberts. Fiecare popor își are conducătorii pe care îi merită. Și am vorbit cu dumneavoastră, acea categorie care vă gândiți ca la aceste alegeri să nu mergeți la vot. N-aveți cu cine. Dar în condițiile în care n-aveți cu cine, nu cumva, e posibil ca diverse forțe, unele din interior, altele din exterior, să împingă în turul al doilea sau să împingă președinte pe cineva care nu are niciun fel de legătură cu ceea ce ar însemna, cum spunea doamna Lia Roberts, dragoste de țară. Doamnelor și domnilor, datoria mea nu este să vă spun cu cine să votați. Datoria mea este să vă prezint toate informațiile, toate lucrurile și să vă adresez întrebări. Ar fi fost mai bine ca în 1990, în locul lui Iliescu, să vină, de exemplu, înapoi majestatea sa, regele Mihai? O, ar fi fost cu mult mai bine. Ar fi fost mai bine ca în loc în 1992 să câștige Emil Constantinescu decât Ion Iliescu? Cu siguranță că ar fi fost mai bine. Ar fi fost mai bine să câștige Adrian Năstase în locul lui Băsescu? Ar fi putut câștiga oricine altcineva, sigur ar fi fost mai bine. Sigur ar fi fost mai bine dacă ar fi câștigat doamna Lia Roberts, dar nici măcar n-a putut să candideze. La aceste alegeri, uitați-vă cu atenție. Uitați-vă cu atenție la cei care sunt și la cei care sunt manevrați dintr-o direcție sau din alta. Uitați-vă cu atenție pe cine trimiteți în turul al doilea. Chiar dacă este posibil ca în momentul în care ajung în turul al doilea să votați cu celălalt. Gândiți-vă bine și uitați-vă bine la acest subiect, pentru că, până la urmă, soarta țării se află în mâinile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, în această seară fac un anunț extrem de important. Care este rolul pe care dumneavoastră îl puteți juca în această campanie electorală? Votul dumneavoastră e uriaș. Faptul că răspundeți colegilor noștri care merg cu caravana Antena 3 CNN aici, peste tot prin țară, este colosal, pentru că vocea dumneavoastră se aude. Pentru că puteți, prin lucrurile pe care le spuneți, prin ideile dumneavoastră, prin valorile pe care le promovați, uneori chiar prin furia pe care o revărsați, să ajungă acel mesaj, ba la conducători, ba la cei care în acest moment au nevoie să vadă și să realizeze că sunt și alții care gândesc la fel ca ei. Însă mai este un lucru pe care îl puteți face. Și acesta este anunțul. Săptămâna viitoare, începând cu ziua de duminică, luni, marți, miercuri, joi și așa mai departe, postul nostru de televiziune, Antena 3 CNN, vă invită la ceva ce nu a avut loc niciodată în România. Un format pe care l-am preluat de la CNN, din Statele Unite, în care un număr impresionant de oameni, într-o sală, o să vedeți ce sală, o sală superbă, vor avea posibilitatea să stea față în față cu fiecare dintre candidați. Candidații să-și adreseze întrebări, să ia întrebări din sală și, până la urmă, prin întrebări, prin găsirea acelui... Știți, foarte multe ori, întrebarea este lucrul de care noi avem nevoie pentru a înțelege, până la urmă, ce gândesc, cum gândesc, ce vor să facă. Atenție!
Invitația mea pentru dumneavoastră este să faceți parte din aceste dezbateri prezidențiale. Din dezbaterile prezidențiale Antena 3 CNN. Aveți de făcut un lucru foarte important. Gândiți-vă, în primul rând, la care este cea mai importantă întrebare pentru fiecare dintre candidați. Cea mai importantă întrebare. Luați telefonul dumneavoastră, filmați și trimiteți pe WhatsApp întrebarea dumneavoastră. În felul acesta, ea va ajunge să fie postată pe un ecran uriaș la acele dezbateri care vor fi săptămâna viitoare. Întrebările dumneavoastră vor fi difuzate în aceste dezbateri prezidențiale și eu cred că este extrem de important să participați. Gândiți-vă bine fiecare dintre dumneavoastră la ce întrebare vreți să adresați fiecare candidat la prezidențiale. De când n-au mai stat de vorbă cu dumneavoastră? Spuneți-le exact ce credeți. Puneți întrebări care să arate inclusiv nemulțumirile dumneavoastră, inclusiv îngrijorările dumneavoastră. Numărul de telefon la care dumneavoastră puteți trimite este cel pe care îl vedeți acum pe ecran. Faceți o poză ecranului sau o notați de îndată. 0744 882 200. Filmează, întreabă, trimite. Pe acest număr de WhatsApp aștept întrebările dumneavoastră. Aveți grijă cum filmați, să se vadă bine, să se audă bine, să aveți o lumină corespunzătoare, faceți așa un mic studio de televiziune acasă la dumneavoastră. Filmează, întreabă, trimite pentru candidații la prezidențiale 0744 882 200 și întrebarea dumneavoastră va ajunge în fața candidatului pe care vreți să-l întrebați ceva. Întrebați-i pe toți și noi vom adresa aceste întrebări, le vom proiecta în acea dezbatere extrem de spectaculoasă. Dezbateri care vor începe duminică. Antena 3 CNN vă prezintă așadar în sfârșit ceea ce trebuie să iasă în România. Dezbateri. Domnilor și domnilor, o să mergem o scurtă vreme la Timișoara. Îmi face mare plăcere ca în această seară să mergem la Timișoara, un oraș cu o simbolistică enormă pentru România. Caravana noastră a ajuns acolo, Mihaela Brzile este acolo, a stat de vorbă cu dumneavoastră, o să vedem imediat ce spun timișorenii. Vreau să-i prezint și pe invitații din această seară, Cătălina Porumbel, jurnalist și realizator de prestigiu al postului nostru Antena 3 CNN, Sărotmâna. Domnul Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, care astăzi PNL-ul vine și aruncă o bombă, o să vedeți, vorbesc despre faptul că Moscova vrea să facă în România ce a făcut în Republica Moldova. Domnul Lucian Romașcanu, senator purtător de cuvânt al PSD, Emanuel Ingureanu, deputat USR, Alina Achim, de la România Renaște, general doctor Mircea Mândrescu, Mirel Curea, prim redactor șef adjunct evenimentul zilei, Bugur Ciubică, președintele grupului de investigații politice. Bună seara! Bună seara! Și acum să mergem în orașul Martir, în orașul pe care n-ai cum să nu-l iubești pentru tot ceea ce este el. Și salut în această seară pe toți din Timișoara, pe toți din Timiș. Haideți să vedem ce spun timișorenii. Cu cine vor să voteze? Pregătiți-vă, e tare! Știți cu cine votați? Momentan nu, sunt încă... mă gândesc. Dar știți cam câți candidați sunt? Sunt 11! Am auzit, dar am câteva persoane așa în minte. Momentan sunt împărțită. Ce ar trebui, ce calități ar trebui să aibă un politician pentru a fi președintele României? Ce îi trebuie? Mi se pare că trebuie să fie un om cu principii sănătoase și care să țină la țara, care îi să unească oamenii, nu știu. Doresc să fie un om cu principii sănătoase, care să fie și credincios, să crede în Dumnezeu, să nu fie un om care să nu cunoască. E România pregătită pentru o femeie președintă, de exemplu? Cred că ar fi o schimbare. Acum, na. Dumneavoastră cu cine votați? Momentan țin secret pentru mine, ca și la vot. Dar este un... Respect dorința dumneavoastră, dar mă interesează de ce votați acel candidat. Are toate calitățile necesare pentru a fi un președinte sau e răul cel mai mic? Nu știu de neapărat dacă e răul cel mai mic, dar sper să fiu un președinte sau o președinte bună. Ați avut aceeași opțiune de vot la culoare politică, mă refer, și la alegerile din iunie? Sau ați schimbat opțiunea? Am avut cam același lucru. Ce vă doriți de la viitorul președinte? Ce ar trebui să facă în primul rând pentru tineri? Sunteți tineri. Păi, în primul rând să țină cu tinerii, să nu mai fie atâta hoție că e destul în țară și... Na.
să susțină pur și simplu creșterea tinerilor, nu ca fiecare tineret să plece din țară, cum am ajuns și noi într-un anumit punct în care ne-am dorit să plecăm. Ce vă doriți de la viitorul președinte al României? Un om care să militeze pentru politica externă și, de fapt, să nu mai fim văzuți ca și o țară de mâna a doua. Și cred că un alt aspect foarte important este importanța pașaportului nostru în Uniunea Europeană. Cred că aspecte de genul acesta ar trebui să fie luate în considerare la vot. Cu cine votați? V-ați hotărât? Încă mă gândesc, am așa trei variante, dar încă nu sunt convins pe cine să. Mai este timp până la data votului și atunci cu siguranță o să fiu decis în urma discursurilor și aparițiilor pe care le au candidații. Dacă în turul 2 intră doi candidați care nu sunt dintre cei trei pe care îi vizați dumneavoastră, ce faceți? Mai votați sau nu? Cu siguranță, este dreptul pe care încurajez toți tinerii să-l facă, pentru că este dreptul nostru și cu siguranță vom avea un cuvânt de spus. Merită vreunul dintre candidați să fie președintele României? Păi toți, fiecare are drept de vot, nu? Adică, na. V-ați hotărât cu cine votați? Încă nu mă mai gândesc, mai am timp. Dar ce ar trebui să știe să facă un politician care vrea să fie președintele țării? În primul rând, să aibă grijă de noi, adică să țină cu poporul, nu? Nu să facă numai pentru ei, să vadă și nevoile oamenilor. Cu cine votați? Am venit la dumneavoastră în oraș să vedem dacă v-ați hotărât cu cine votați la președinție. Nu ne-am hotărât încă. Dar mai e puțin. Susținem pe cineva. E secret? Secret. Ați votat până acum vreodată? Da, sigur. Sunteți foarte elegante, ce se întâmplă azi aici? Miss România. Miss România? Miss Timișoara. Și participați? Sunteți concurente? Nu, suntem doar invitați. Mult succes! Merită vreunul dintre candidații care sunt în cursă să fie președinte? Sincer, nu știu dacă merită, pentru că ne-ar trebui oameni mai deștepți, oameni capabili, ca să ne ofere un viitor mai bun copiilor. Și bătrânețea să ne fie cât de cât asigurată. Dar sunt și oameni care merită, dar... Așteptăm acum să vedem ce ne oferă, cu ce se laudă. Credeți că vor reuși acum în ultima lună, înainte de alegeri, să vă convingă că sunt potriviți? Nu vor reuși. Dar să sperăm că vor fi pe calea cea bună. Dar de mers la vot mergeți? Merg, da. Și pe cine alegeți? V-ați făcut o părere? Eu, sincer, cred că pe domnul Ciolacul aleg. Sunt și așa, adică el totuși a făcut mai multe pentru noi, știți? La profesori, tot ce ne-a dat, ne-au dat cei de la partidul domnului Ciolacu. Ce vă doriți de la viitorul președinte? Ce ar trebui să facă în primul rând pentru țară? Să în primul rând la popor și mai puțin la buzunarul lui. Că ultimii care au fost, în mod special domnul Iohannis, nu prea a făcut lucrurile așa cum trebuie. Să sperăm că cine vine va fi mai pentru oameni, nu pentru punga lui. O să merg la vot. Mă întrebați cu cine o să votez? Dacă vreți să-mi spuneți. Nu pot să vă spun pentru că... Trebuie să aprofundez puțin situația mai bine, pentru că nu sunt foarte documentat în privința aceasta. Dar merită vreun dintre candidați să fie președinte? Momentan, Nicolae, nu. Stați să mă gândesc. Nicolae Ciucă a zis? Nu, Nicolae. L-am văzut aici pe un panou. Nu, Nicolae Ciucă, nu. Mircea Geoană. De ce Mircea Geoană? Păi, a fost la NATO, are relații multe, știe, acolo bine spus. Ce mesaj aveți pentru viitorul președinte? Ce ar trebui să facă pentru țară? În primul rând, să reprezinte țara și să-ți respecte atribuțiile președintelui. Să fie, practic, un diplomat, în primul rând. Votați un candidat pentru că e reprezentantul unui partid care vă place sau votați omul? Păi un pic din amândouă. Da? Trebuie să fie și un om, evident, prezentabil, să vorbească corect, da? Să reprezinte, reprezinte pe mine, practic, dar și pentru partidul pe care l-are în spate. Salut încă o dată Timișoara, pe toți cei care au vorbit și pe cei care, iată, s-au uitat în această seară. Acolo se află caravana noastră, o veți găsi pe Mihaela Brzilă, pe San Miza Andronic în aceste zile, pentru a sta de vorbă cu ele și cu țara în felul acesta. Și nu-i așa, făceam referire la începutul acestei emisiuni despre la mai multe categorii. O categorie la care m-am referit și care, vedeți, nu este deloc mică, este categoria acelora care încă nu s-au hotărât cu cine să voteze. Mai stau, mai aprofundez, mai văd.
nu sunt puțini aceștia, așa cum reiese din acest mini-sondaj de opinie pe care noi l-am făcut. Mihaela, multă indecizie la Timișoara. Care este impresia ta după ce ai petrecut acolo niște ore, după ce ai stat de vorbă cu timișorenii? Care este senzația ta? Bună seara, Mihai, bună seara tuturor. Am stat de vorbă împreună cu Sarmiza, cu locuitorii din Timișoara. Am văzut și foarte mulți turiști, să știți, din Taiwan, era un prim grup de turiști. Mi-a spus corespondentul nostru de aici, de la Timișoara, Andreea Borboros, că bănățenii sunt făloși. Poate de aceea nu vor să spună din prima cu cine votează, dar îi mai întrebăm și mâine. Au văzut unde ne-am instalat cu caravana aici, în frumoasa piață a Operei, și sunt sigură că ne vor spune mâine cu cine votează. Aici suntem între două panouri. Unul cu Mircea Joană și unul cu Vasile Blaga și... Vasile Blaga și Marilen Pirtea. Nicolae Ciucă lipsește de aici, din piața Operei. Și Elena Lasconi. Și Elena Lasconi lipsește, însă spun oamenii care vreau să-l voteze pe George Simion. Mulți tineri am auzit în, vorbind despre Simion. Mă întreba Mihai despre faptul că sunt nehotărâți locuitori din Timișoara. Nu, nu cred că sunt nehotărâți, cred că nu vor să spună. Unii chiar ne-au spus că nu vor să dezvăluie numele preferatului. Însă sunt și foarte mulți, într-adevăr, nehotărâți. Chiar mulți dintre ei ne-au spus, îi așteptăm, mai vedem până la final, așteptăm dezbaterile. Da? Acum, la chestiunea cu dezbaterile, noi nu am prea știut ce să răspundem. Așteptăm dezbaterile, așteptăm să vină în Timișoara, așteptăm să ne vorbească. Până la urmă, oamenii au nevoie să li se spună concret ce urmează să facă un președinte. Mircea Joană le-a spus astăzi oamenilor aici în Timișoara că cea mai mare bătălie de data asta este în primul tur. Și la intrarea în Timișoara, Mihai, am văzut două panouri. Unul cu Mircea Joană, unul cu George Simion, pe același trotuar, lângă un pachetomat și o clădire în paragină. Și ne întrebam în mașină, în drum spre piața Operei, oare care stă în coasta cui? Nu, n-am reușit să aflăm până la urmă cine stă în coasta cui. Însă, uite, cred că e foarte important să spunem un lucru, că suntem la Timișoara și că acela este balconul de la care s-a stricat pentru prima dată libertate după 1989. Oamenii ne spun povești, asta este foarte important. Într-adevăr, Mihaela spunea mai devreme că sunt persoane care vin mâine să vorbească cu noi. Eu știu că așa este, pentru că am văzut că oamenii sunt foarte încântați să fie aici, să facă poze cu noi, să vorbească despre Antena 3 și să ne adreseze și nouă întrebări. Noi putem să le răspundem lor, nu știu de ce ei nu ne pot răspunde nouă, apropo de candidat. Nu știu dacă l-ați văzut în materialul de mai devreme pe domnul Vasile. N-am reușit să vedem materialul pentru că făceam pregătirile pentru transmisiune, dar domnul Vasile, pensionar, șofer, cu două fete plecate să trăiască în Occident de 12 ani, pe care le vede foarte rar sau foarte greu, spunea așa: domnule, eu sunt supărat pe toți și o să votez cu Kelemen Hunor, pentru că așa vreau eu să le arăt că, de fapt, ei n-au făcut treabă bună până acum, că s-au tot rulat în toate formulele posibile la guvernare. Deși știu că nu are nicio șansă. Și spus, a spus lucrul omul, ăsta. Da. O să vorbesc și cu prietenii mei și ei vor vota cu Kelemen Hunor, pentru că, până la urmă, pe cine să votăm? Lucrul ăsta nu prea e în firea timișorenilor. Ca să fiu sinceră, nu i-am auzit niciodată vorbind așa. Ei erau oameni hotărâți, știau exact ce vor, știau schimbare, știau că vor schimbare, știau că vor reforme în politica din România. Adevărul este că mă uitam pe un sondaj în 2016, deși USR-ul era un partid foarte nou, aici au luat 12%, enorm. Deci oamenii vor tot timpul o schimbare, sunt nemulțumiți și atunci vor altceva. Vestea bună este, Mihai, că tinerii pe care i-am întâlnit aici la Timișoara și pe care îi veți vedea și în materialele următoare difuzate la Antena 3 CNN, știu ce vor. Mai devreme aici în piața Operei era o coadă de fete frumoase. Se desfășura concursul Miss Timișoara 2024. Și am stat de vorbă cu Miss Timișoara 2023, ați văzut-o și voi mai devreme. Era elevă în clasa 10-a la liceul pedagogic, făcea modeling din pasiune, dar voia să urmeze medicina și mi-am permis să-i spun că, odată ce am cunoscut-o, pot să spun că viitorul arată bine din toate punctele de vedere. Mihaela Sarmiza, vă mulțumesc foarte mult pentru această transmisiune din această seară. V-am urmărit și astăzi la Antena 3 CNN. Le puteți vedea și mâine, sunt de vorbă cu timișorenii, timișorenii care vor să vorbească. Sunteți așteptați la caravana noastră, care a zis se află chiar în piața Operei. Avem un reportaj pe larg despre modul în care timișorenii de astăzi gândesc ceea ce se întâmplă, despre modul în care preocupă țara, despre
modul în care, iată, uitându-ne înapoi acum 35 de ani, ce aspirații aveau cei care locuiau în acest oraș absolut extraordinar și unde suntem astăzi, este extrem de interesant să vedeți acel reportaj. Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc, Armiza, ne vom reîntâlni. Bun, doamnelor și domnilor, ne vom uita la ce au făcut fiecare dintre candidați, este foarte tare, pentru că fiecare în momentul de față încearcă să mute, fiecare are strategia sa. Unii încearcă să mute mai brutal, alții încearcă să mute atât de încet încât să nu deranjeze pe nimeni. E important uneori să-ți conservi avantajul pe care l-ai, iar alții intră la rupere și am să vă arăt aceste lucruri în câteva clipe. Vreau să vă întreb însă, pe cei care sunteți acum în platou, cum vă explicați faptul că în Timișoara, în momentul de față, cel puțin pe ceea ce noi am văzut, pare că este multă indecizie, pare că în momentul de față stau și analizează și nimeni nu i-a convins. E campania aceasta într-un astfel de mod, Cătălina, încât nu convinge? E campania prea proastă, prea slabă, prea lipsă de vlagă, prea lipsă de idei? Care este senzația ta? Că este o campanie slabă, este, pentru că până acum au avut concursuri de glumițe, gafe și gătit. Nu știu cât e într-adevăr indecizie atunci când ești întrebat, cât este evitarea răspunsului, pentru că în România, să nu uităm, noi am trecut prin niște valuri de hate, de ură, pentru că spuneai că votezi cu cineva și automat se punea o ștampilă și erai practic paria societății doar pentru că ți-ai ales un candidat. Dar uitându-mă la materialele pe care tu le-ai difuzat, m-am gândit că mi-am pierdut 20 de ani din viață, practic 20 de ani de om activ pe această planetă, cu președinți ca Băsescu și Iohannis. Și aș vrea ca românii să scape de meteahna să alegem răul cel mai mic, pentru că am ales răul cel mai mic în 2004 și în 2019 și s-a dovedit a fi, de fapt, răul cel mai mare la final. Corect. Ar trebui momentul de față, pentru că dacă ești indecis, poți fi foarte ușor manipulat. Ar trebui să te uiți cu atenție la cine sunt candidații, ce au făcut ei în viață și asta cu e de stânga sau de dreapta, ce este stânga și ce este dreapta în momentul de față în politica română. Ar trebui să te uiți la acești candidați, la ei ca oameni, la ei ca niște caractere și să-ți iei o decizie. Pentru că dacă ești indecis, urmează practic motoarele turate în campanie. S-ar putea ca tu să fii primul manipulat de un val de emoție pe care l-am văzut și la alte alegeri. Că dacă nu prea știi, uite, s-a format un val de emoție, vezi atunci cu diaspora și secțiile de votare și zici, gata, acesta este votul. Fără ca tu să ai o bază reală. Să scăpăm de meteahna cu răul cel mai mic, să ne uităm la candidați așa cum sunt ei și cine sunt ei, ce au făcut în viață, ce vor să facă mai departe și trebuie să-ți iei decizia. Cred că răspunsul nu prea știu, stau să mă mai gândesc, vine, repet, și ca urmare a faptului că ani de zile, dacă spuneai că votezi cu un candidat sau cu un partid, erai paria societății, toată lumea râdea de tine și au fost chiar și scandaluri la școală cu copii care spuneau mama votează cu nu știu cine și atunci toată lumea începea să râdă. Pe de altă parte, eu când am fost în țară cu caravana Antena 3 CNN, ceea ce mi s-a întâmplat a fost așa, să întreb pe cameră cu cine votați. Și când era camera în rec, au zis, n-am vrea să spunem. Închid filmarea și zic, de ce nu vreți să-mi spuneți cu cine votați? Și omul zice, domnul Gâdea, avem și noi aici o mică afacere. Păi dacă nu iese cu cine votez, eu vă dați seama că a doua zi îmi trimite ANAF-ul pe cap? Corect. Și mie mi s-a părut, mai ales în Ploiești, de exemplu, același lucru, că lumea... Cei, în primul rând, statistic, cei care sunt nehotărâți acum, foarte puțin se hotărăsc să voteze, că nu avem mari participări la vot. Tinerii, că a intervievat mulți tineri acum, nu prea votează, n-au votat nici în vară, nu, eu nu cred că o să-i apuce votul acum dacă nu o să se întâmple vreun val de ăla de emoție extraordinară care să-i mobilizeze. Dar la fel am avut și eu impresia că lumea, unii dintre ei cam știau ce să voteze, dar era poate cam rușine, cam jenă sau se frică. Temeau de nu știu ce pe acolo să spună la televizor. Dar arminter ei veneau să vorbească sau veneau la doamna Mihalache să vorbească și asta și să răspundă la întrebări. Dar când era cu votul erau mai puțin comunicativi. Mai țineți minte acel afiș, nu? Cine limbă lungă are, 5 ani va să pălă sare. Bine, era în timpul celul de azi, doilea război mondial. Mai ziceți odată, cum? Cine limbă lungă are, 5 ani va să pălă sare. Era vorba de al doilea război mondial. Antonescu. Exact. Dar un afiș interesant. Și de atunci a rămas cu limba... Mică. Nu trebuie să fie lungă pentru că poți avea probleme. Eu cred că... Scuze. Te rog, vă rog, domnule. Domnul general să-și termin ideea, vă rog. Eu vreau să spun doar atât, că sunt total de acord că poate că unii dintre cei care au vorbit erau deciși, dar n-au vrut să spună. Ar fi putut spune,
Da, m-am decis, dar nu vă spun. Că nu vreau să vă spun, că e dreptul meu să nu vă spun. Dar în același timp, cred cu adevărat că sunt foarte mulți indeciși. Pentru că, când vorbim de indeciși, cu toată dragostea, vorba unui clasic de-al nostru, nu? Sigur. Da? Vina nu este a lor, a celor care trebuie să se decide, ci a celor care trebuie să-i convingă și să-i facă să fie deciși. Pentru că nu trebuie să uităm niciodată că sunt două tipuri de respect. Respectul legal. Scrie în lege, vorbim domnule, cetățene, și ăsta este obligatoriu. E obligație. Trebuie să respectăm obligația respectivă. E erga omnes. Dar e un respect care nu este erga omnes. Este respectul personal, respectul moral. Pe ăla trebuie să-l câștigi cumva. Dacă nu o faci, vreau să vă întreb ceva. Și eu zic că sunt mulți indeciși, doar că am zis că nu cred că se vor decide, vor rămâne. Dragii mei, cei care nu sunteți angajați politici, da? Deci domnul general, domnul, să luăm cu doamnele, Cătălina, domnul general, domnul Curea, domnul Ciuvică și în rest sunteți toți angajați politic, da? N-am să vă întreb cu cine votați, ca să nu, da? Să nu avem probleme. Era o glumă, sper că se înțelege. Dar v-ați decis cu cine veți vota? Domnule, sigur, și cei care au fost întrebați, domnule, oamenii nu spun cu cine vă, și de rușine. Răspundeți la întrebare, v-ați decis? Da, și sunt decis. Okay. Dumneavoastră v-ați decis? Am un favorit, da, un singur. Aveți un favorit? Un favorit. Și mă uit atent la el. Numai o clipă. Da. Absolut toți candidații, fiecare în parte, domnule, au ceva derizoriu, gafe, tâmpenii, fapte reprobabile în trecut. Atunci, orice alegător face o comparație, bă, ăsta parcă e un pic mai bun decât alalt. Dar știe că e tot din această categorie a derizoriului. Oamenilor e rușine să spună, să dea absolut orice nume. Cine va avea cel mai multe puncte în algoritmul punctajului pe care l-am eu? Cel care nu mă minte aproape deloc, că nu e chiar posibil, deci, să nu fiu minte deloc. Asta e un criteriu important. Asta este cine nu bagă harnel. Exact, adică vii și îmi spui adevărul așa cum este, că nu mai sunt copil. În momentul în care te văd și te simt că vrei să mă duci cu mine, faci un duel dintre ăsta cu mine, atunci pur și simplu mi-a ieșit din cărți. Ok, Cătălina, te-ai decis? Sigur că da. Păi toți minte. Bucurcevică, v-ați decis? Păi toți minte. Eu m-am decis să nu votez deloc, că n-am ce să votez. Da, votez doar dacă e problemă. Vreau să vă conving să votați. Doar, eu sper să nu mă convingeți, că eu o să votez doar dacă e problemă cu stabilitatea. Sper să nu fie. Dar după ce s-a întâmplat, că dumneavoastră vorbeați la început de America, sigur că e importantă, dar ce s-a întâmplat ieri în Moldova, eu zic că e mult mai important. Și dacă ăștia candidații, lăsăm pe celălalt puțin deoparte, o să se mai bată mult între ei, absolut aiurea pe teme, absolut derizorii, s-ar putea să apară probleme cu stabilitatea. Hai că le vedem și pe Marcel Ciolacu, care Marcel Ciolacu, în mod evident, are o strategie cât se poate de clară. Merge pe mesaje clare, merge pe mesaje de unitate, nu de divizare, merge pe mesaje anti-Iohannis, anti a ceea ce a reprezentat ultimii 10 ani de zile. O să ne uităm la ce a făcut în acest weekend. Dar haideți să ne uităm, să începem cu ceea ce în momentul de față este o... astăzi a fost un mesaj principal atât al partidului, președintelui Partidului Național Liberal, cât și al lui Mircea Joană. Am văzut și alte persoane din Partidul Național Liberal care au spus același lucru. Haideți să ne uităm cu atenție, pentru că mi se pare foarte interesant, da? Deci domnul Ciucă dă un mesaj, felicitări Maia Sandu, a trecut acest referendum cu tare nu știu ce. Pentru cei care poate n-ați fost, știu că să vă uitați la această emisiune, oameni care sunteți foarte activi și v-ați uitat așa un pic la știri, da? Deci referendumul pentru schimbarea Constituției, pentru aderarea de fapt a Moldovei la Uniunea Europeană a trecut la mustață. Modul în care Rusia, și eu v-am spus aceste lucruri săptămâna trecută, v-am spus mereu, Rusia a făcut niște eforturi fără precedent, dincolo de imaginabil, ca Moldova să o țină de partea lor. Au încercat să lovească, tocmai folosind un referendum, un mijloc constituțional, pentru a spune moldovenii nu vor în Europeană, nu vor schimbare, vor cu noi, vor cu Rusia. Referendumul trece extrem, extrem de greu, deci la o distanță cât de 14.000 de voturi, dar trece. Și Nicolae Ciucă spune, da, am văzut ce s-a întâmplat în Republica Moldova, să nu se întâmple și în România același lucru. Alexandru Muraru, lider al Partidului Național Liberal, vine și spune că, de fapt, Rusia vrea să facă la alegerile din România
același lucru pe care l-au făcut în Republica Moldova. Ajungem la Marcel Ciolacu cu mesajele pe care le dă, ne uităm și la Mircea Joană, ne uităm și la Elena Lasconi, ne uităm la toți candidații, ne uităm și la George Simion, care a fost luat cu huă, foarte interesant, ne uităm la doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă nu mai este la prezidențiale, dar în momentul de față face un joc extrem de interesant pentru Parlamentul României. Spune Maia Sandu, trebuie doborât, exact mesajul Rusiei, e același sistem dictatorial din București și din Uniunea Europeană. Rusia are guri pe care vorbește pe față și altele care sunt mai prin spate. Prima dată să-l vedem pe domnul Ciucă și să vedem mesajul pe care îl dă și apoi intrăm în legătură directă cu domnul Muraru. Știți că sunt doi frați gemeni. Andrei Muraru este ambasadorul României la Washington, Alexandru Muraru este liderul PNL din România. Ascultați-l pe Nicolae Ciucă, o să vedeți și pe Mircea Joană că spune oarecum același lucru. Și haideți să vedem dacă până la urmă este o strategie de campanie sau adevărat. În ciuda unei imixtiuni care pare de-a dreptul uriașe, cetățenii Republicii Moldova au ales viitorul european pentru țara lor. Nici nu mai contează cu cât, ci doar că opțiunea da a strâns peste jumătate din voturile exprimate. Republica Moldova va fi membra Uniunii Europene, Maia Sandu va fi președinte, chiar dacă are nevoie să învingă în al doilea tur. Îi transmit felicitări și mult curaj Maiei Sandu, precum și tuturor autorităților din Republica Moldova. Ei toți se confruntă și se vor confrunta pe măsură ce turul al doilea se apropie, cu presiuni din partea unor forțe finanțate din exterior și care nu au nimic de a face cu democrația. Doamnei președinte Sandu și tuturor autorităților din Republica Moldova le spun un lucru. Rezistați! România este alături de voi în lupta pentru democrație și pentru un destin european. O lecție puternică a dat lumii diaspora din Republica Moldova. Nu contează cine vrea să saboteze votul. Voința oamenilor buni, liberi și drepți va învinge mereu. După votul de ieri, reiese clar ca lumina zilei că forțele care au chiar și cea mai mică legătură cu Rusia trebuie împiedicate să capete influență în România. Altfel, votul eroic din Republica Moldova ar putea fi irosit. Atenție! Alexandru Muraru vine și spune mai departe, planul Rusiei din Moldova e de fapt planul Rusiei pregătit pentru România. Intrarea lui George Simion în turul 2. Și explică domnia sa, dar suntem în legătură directă cu domnul Muraru, tocmai pentru a asculta punctul de vedere. Bună seara! Bună seara! Domnule Muraru, care spuneți că este planul Rusiei pentru România și care este legătura dintre ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova și se întâmplă în România la aceste alegeri prezidențiale, în opinia dumneavoastră? Domnul Vedea, în primul rând vreau să vă spun că toate rapoartele serviciilor de informații pe alegerile europene și americane din anii electorali trecuți au arătat acest lucru, influența rusă asupra acestor alegeri. În România, toată lumea este foarte liniștită. PSD a refuzat să facă comisie de anchetă pe ceea ce înseamnă influența Rusiei în instituțiile, în mediul instituțional românesc. Ne aflăm în cea mai mare criză politică în ceea ce privește Republica Moldova. Țara este practic ruptă în două. 26 de raioane au votat nu la referendum. Nu știm, în momentul de față, nu știm că au fost 30 de milioane de dolari investite, că au fost 100 de milioane de dolari investite, că au fost 300 de milioane de dolari investite. Dacă dumneavoastră veți întreba toți invitații de acum, din această seară, din studio, nu cred că există un invitat care să vă spună că nu crede că Rusia va trece la următorul pas. Următorul pas este România. Alegerile de peste câteva săptămâni vizează, de fapt, ducerea candidatului extremist în turul 2. În aceste condiții, pentru că alegerile parlamentare sunt după primul tur al prezidențialilor, cu celelalte partide extremiste, vă spun că există un risc real ca partidele extremiste să aibă spre 30% în Parlamentul de la București. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Rusia, față de acum 5 ani, va avea 30% din acțiunea sau acces la acțiunea politică de la București. Și mi se pare absolut irresponsabil
Că noi avem un elefant care umblă liber prin această cameră, care se cheamă Partidul Social Democrat. Spuneți-mi o listă de acțiuni, o listă de acțiuni a Partidului Social Democrat în ultimii 4 ani împotriva AUR. Primele contacte, primele cauționări sunt din vara lui 2021. Atunci când există declarații publice că PSD-ul a spus că începem negocierile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură cu AUR. În fine, dar vă aduc aminte despre domnul Victor Ponta, locul întâi, Camera Deputaților, Dâmbovița, consilier onorific al primului ministru. A spus public, ofer consultantului George Simion și partidului AUR. Sunt prieten, văd în el un potențial foarte mare. Și spune un punct de vedere și apoi aveți și mai asta timp egal. Rezultatul referendumului ne arată foarte clar cum partide precum AUR și alte grupuri ne pot îndepărta de Europa. Un partid care ajunge la 30% în Parlamentul de la București poate începe procedurile pentru un referendum pentru scoaterea României din Uniunea Europeană. Deci această complicitate pe care eu o văd foarte periculoasă între PSD și AUR este o complicitate care, sigur, rezolvă, să spunem, un interes politic de moment. Da? Duce candidatul PSD, candidatul AUR în turul 2 și apoi lucrurile vor fi foarte simple. Dar țara va fi pur și simplu scăpată de Mulțumesc. Control. Ce înseamnă acest lucru? Stați că termină 30 de Okay. Vă rog să terminați. Acces la instituții vitale ale statului român înseamnă că ei vor trebui să aibă poziții parlamentare. Are și sequel, cum se cheamă? Înseamnă acces la informații clasificate a statului român. Înseamnă că nu vei putea, practic, să nu-i pui în poziții de răspundere. Deci dânsul deja știe că AUR-ul e la putere, că a făcut referendumul și deja suntem în filmul în care noi am ieșit din UE. Răspundeți dumneavoastră, domnule Romașcanu, aveți timp egal. Păi nu, ideea este că în primul rând e un delir, îmi cer iertare, dar e un delir verbal pe care sistematizat. Să-l aud de la un domn ales al neamului. În al doilea rând, este o problemă a partidelor care nu reușesc să crească dacă cei de la AUR cresc. Cu ce mesaj ați venit să-i convingeți pe români de a-ți ajuns la 15%? În al treilea rând, singura alianță cu AUR, nu v-am întrerupt decât când ați bătut câmpii pe final. Singura alianță cu AUR, ați avut-o și o aveți dumneavoastră la Satu Mare. Partidul Național Liberal și AUR au alianță la Satu Mare. Singura moțiune de cenzură semnată de o forță democratică din România este USR cu AUR. Unde-i PSD în tot filmul ăsta? N-aveți altă treabă? Iertați-mă că vă zic chestiunea asta. Dar de ce sunteți așa deranjat și tot timpul... Păi sunt deranjat pentru că mințiți într-o formulă neîntâlnită până acum. Nu în raport doar cu colegii din... Păi ce zic și eu, ce a zis Mihai Tudose? Ajunge domnul Ciucă, premierul acestei țări sau președintele acestei țări, și la cum s-a descurcat cu întrebarea de la acea emisiune de televiziune, o să ne ducă la război semnând, crezând că a semnat pacea. Dați voie să impact pe cei care sunt la putere. Dar de ce PSD-ul, domnule Romașcanu? Păi nu, dar nu puteți minți în halul. Hai să vorbim de ce faceți pentru țară. Hai să vedem ce faceți pentru țară. Hai să vedem ce vă face președintele pentru țară. Ați colaborat cu toți oamenii din AUR. Incredibil. În toate comisii aveți semnături pe proiecte de lege. Colegi de la PSD. Ziceți, nu vă mai întrerup, că vă faceți singurul. Ok, mai aveți ceva de spus? Și mai mult decât atât... Dezavuiesc complet acest scenariu făcut într-o seară tulburată a domnului Murar. Deci există declarație publică cum, domnul Romașcanu, dumneavoastră... Cum că AUR-ul a făcut referendum și ne-a scos din UE. Nu, inclusiv jurnaliști. Deci asta cu jignitul este o armă foarte des folosită. Dar nu v-am jignit cu nimic. Și cred că vă... Dumneavoastră ne jigniți inteligența cu speranță a dumneavoastră. Cu colegi din presă. Da, domnule, mi-am cerut iertare atunci. Sunt 6 ani, altceva mai aveți? Nu contează asta, nu are nicio... Dar dumneavoastră vă cereți iertare pentru că s-ar putea să fie cineva la televizor care să vă creadă? Nu aș jigni colegi jurnaliști, aveți un tupeu... Nu, mă jigniți pe mine și inteligența foarte mulți oameni. Mă lasă rece lucrul ăsta, dar vă întreb un lucru. O comisie de anchetă pe care PSD-ul
ar fi votat-o, ar fi însemnat că are acces la toate informațiile statului român, de la universitate. Dumneavoastră a spus acum 5 minute publice, la primărie, că toate serviciile secrete din lume spun și ce. Vă invidiez că aveți acces la toate serviciile secrete din lume. Haide, vedeți-vă de campanie, lăsați astea, că nu mai funcționează. Sunt rapoarte publice, domnul Romașcanu, sunt rapoarte publice, nu le-am luat eu de undeva, sunt pe site-urile serviciilor. M-am liniștit atunci, am crezut de la Congresul American. Ok, mulțumesc foarte mult, domnule Muraru. PSD-ul, vă rog. Bine. Bine. Program de guvernare este jos PSD. Trebuie să abandoneze. Bun. Deci vă spun că PSD-ul trebuie să abandoneze acest plan cu aur. Trebuie să-l abandoneze urgent, că nu e vorba de un interes că ajunge Popescu sau Ionescu în turul 2. Deci nu e vorba, noi nu mai suntem în anii 2000. Dumneavoastră știți care a fost, spre exemplu, scorul pe care l-a obținut referendumul din România în 2003 la aderarea la NATO și la Uniunea Europeană? 91%. 91% în condițiile în care noi nu aveam diasporă, deci nu aveam cine să ne salveze, nu aveam 6 milioane de români în diaspora. Da, mare asta încredere aveți în poporul ăsta. Asta înseamnă că influența rusă în Republica Moldova cu 1 milion de români, cu cetățenie română, este atât de puternică încât ea nici nu e nevoie să treacă prutul. Ea aici. Okay. Dar v-ați gândit că puteți prin discursul ăsta să mai duceți niște oameni în parte? Bun, mulțumesc foarte mult. Nu cred asta. Nu, dar vă mai întreb un lucru. Uite, capul meu. A spus că cere public și informații de la serviciile noastre pentru a arăta de ce, spre exemplu, Simeon este interzis în Republica Moldova și în Ucraina. Vreau să știu și eu, să spună, le-a primit, nu le-a primit, le are și nu le dă. Se folosește de ele. Am cerut eu și nu dă nimic serios. E regulă. Mulțumesc foarte mult, domnule Muraru. Haideți să mergem mai departe, pentru că mai este un candidat care acuză fix aceleași lucruri. E vorba de domnul Mircea Joană, care vorbește... Marile spirite? Ce-a spus? Marile spirite. E opinia dumneavoastră. Numai singura mea rugăminte și în această seară și în fiecare seară este să nu ne jignim nici pe noi, nici pe cei care nu sunt de față. Bun, Mircea Joană vorbește despre războiul hibrid, nu se oprește la granițele Moldovei, nu avem voie să lăsăm România să iasă din matca sa occidentală. Haideți să vedem întreaga declarație. De fapt, acuzația este cam aceeași pe care o face și PNL-ul. Dar, pe bună dreptate, războiul hibrid total pe care Rusia l-a declanșat împotriva Republicii Moldova nu se oprește la granițele Republicii Moldova, se aplică și în Occident. A fost o încercare și la noi, inclusiv împotriva mea și a campaniei noastre. Se întâmplă în America, se întâmplă în Anglia, se întâmplă în Franța. Deci, într-un fel, această formă de reziliență democratică a noastră, a instituțiilor, dar și a cetățenilor, este foarte importantă pentru perioada care vine. Și dacă Moldova, Republica Moldova, este o țară relativ mică și care este sfâșiată de probleme interetnice și de influență rusească foarte malignă, noi nu avem voie să lăsăm România să iasă din matca sa occidentală. Mi se pare, și cred că este de notorietate și cred că este un lucru acceptat de toată lumea, că există o înțelegere subterană între Ciolacu și Simeon. Eliminarea domnului Șoșoacă nu cred că este un accident. Protecția pe care domnul Simeon o are în presă, brusc e băiatul bun, nu mai are legături cu Moscova, nu mai este extremist, este băiatul simpatic care eventual poate să obțină niște voturi. Brusc, toate atacurile sunt împotriva lui Joană și ați văzut ce operațiune de linșaj mediatic se întâmplă împotriva mea și a campaniei noastre, este evident faptul că domnului Ciolacu i-a convenit de minune o finală cu domnul Simeon. Pentru că e singura variantă care poate câștiga. Problema pe care am avea-o într-o astfel de variantă este că o astfel de finală ar duce automat aur, în opinia mea, la peste 20%, cine merge în turul 2 trage partidul pentru că avem parlamentare la o săptămână după primul tur. Doamna Șoșoacă, probabil victimizată, va păstra o parte din electorat și probabil că va merge și dânsa spre undeva spre 8-10%, nu știu cât. Este foarte posibil
ca înțelegerea subterană între Ciolacu și Simion să devină un adevărat tandem Ciolacu-Simion. Și să-i vedem pe cei de la AUR alături de PSD, într-o majoritate, ajungând până la situația în care domnul Simion să ajungă prim-ministru sau vice-prim-ministru, este foarte posibil ca înțelegerea subterană între Ciolacu și Simion să devină un adevărat tandem Ciolacu-Simion. Și... Bun, care este înțelegerea dumneavoastră, domnul Achim? Eu cred că ceea ce a spus domnul Mircea Joana este foarte simplu și foarte clar și în primul rând vreau să atrag atenția spre deosebire de PNL. Nu este prima oară când domnul Mircea Joana și noi, Mișcarea România Renaște, atragem atenția asupra interferenței rusești, nu neapărat și nu numai în alegeri, ci în politica românească în general. Nu cred că este cazul să vă amintesc de ceea ce s-a întâmplat în martie anul acesta, când 200 de moldoveni plătiți de Ilan Șor au încercat să vină în România pentru a protesta în jurul clădirii unde avea loc congresul PPE. Dar deci, asta cu tandemul, chiar o credeți? Că asta e cel mai important pentru noi. Cine o să ne guverneze? Lăsați-mă să termin. Deci, pentru că aduceți în derizoriu un subiect foarte important. Păi, care nu eu nu aduc nimic în derizoriu. Chiar zic că asta e foarte serios. Dacă chiar credeți că o să fie prim-ministru Simion. Interferența Rusiei în politica României nu este nici de ieri, nu este nici de azi. Despre asta s-a vorbit. Nu știu dacă este neapărat nevoie să exemplificăm acum, să mergem prea departe. În ceea ce îl privește pe domnul Simion, faptul că, într-adevăr, că imaginea dumnealui este acum spălată, este dată cu un pic de clor ca să fie un pic, ca să fie albit, este foarte evident. Dumnealui este interzis, intrarea lui este persoana non grata în Moldova, i s-a prelungit interdicția de intrare în Ucraina pe încă 3 ani, deci faptul că dumnealui nu este bine văzut în aceste țări, cred că spune ceva despre ceea ce a făcut și ceea ce poate face. Faptul că discursul domnului Simion în ultimele luni nu mai este dintr-o dată antioccidental, este un pic așa îmbrăcat într-o aură de scepticism occidental, dar să nu uităm că înainte era total antioccidental, cred că este și acest evident. Și nu în ultimul rând, faptul că o finală Ciolacu-Simion este în avantajul domnului Ciolacu, orice om care urmărește mișcările politice își dă seama că acest lucru este adevărat. Da, asta e clar, dar tandemul. Păi chiar credeți că după ce or să fie ei doi în turul 2 câștigă, Ciolacul pune prim-ministru pe Simion, asta pe bune? Asta nu am de unde să știu. Asta a spus domnul Joana mai devreme. S-au văzut foarte multe cazuri. Faptul că domnul Simion... Nu s-a văzut absolut niciun caz în sensul ăsta. PRM-ul care este dinainte de Simion, PRM, după aia Dan Diaconescu, niciun partid extremist în România după Revoluție, nu a participat la guvernare, nu că n-a dat primul ministru. Adică cu rușii foarte de acord că e pericol, că aia, că aia, dar ideea că îl pune cineva prim-ministru pe Simion, săriți calul complet. Terminați-vă. Da, ceea ce vreau să spun și subliniez este că faptul că domnul Simion este împins, este ajutat ca să intre în turul 2 pentru a câștiga domnul Ciolacu, nu știu ce se va întâmpla după aceea și care este înțelegerea cu guvernare, nu guvernare, dar faptul că nu intră în turul 2 Ciucă, nu intră în turul 2 Joană. Că asta e durerea mare. A ieșit domnul Joană, au ieșit domnul Ciucă, cei care înțeleg că n-au ce căuta potrivit sondajelor de opinie ale momentului, n-ajung în turul 2. Și atunci, ca să nu intre în turul 2 Simion, care l-ar avantaja fără discuție pe Marcel Ciorac, o bagă pe asta cu ruși. Dom'le, vedeți că ăsta e rușilor. Votați-ne pe noi să intrăm noi în turul 2. Haideți să nu minimizăm acest pericol. Păi nu știți că e treaba? Rușii se bagă peste tot și în America. Dacă vorbim toți odată, nu se înțelege. Doamne, pericolul rusesc este imens. Și este o crimă ca acest pericol să fie utilizat ca sperietoare în campania electorală. Dar nu este utilizat este ca sperietoare. Crimă. Este demascat în campania electorală. Eu aștept să-l demaște DICOT-ul la sesizarea Serviciului Român de Informații. Nu să-mi-l demaște niște GJ. Serviciul Român de Informații să sesizeze DICOT-ul și DICOT-ul să le facă dosare penale la care sunt agenția Rusiei. Perfect de acord. Așa apare pericolul acum în campania electorală.
Vă rog acum. Vreau doar nu, să spun, nu numai în campania electorală. Eu acum aud de el, din partea unor politicieni, acum aud. Acum aud, doamnă, dinspre politicieni, acum aud. O secundă, vă rog. Dumnealui, o să vă dați seama că și atunci când a fost la NATO, despre acest lucru a vorbit în continuu. Corect, eu vreau să vă zic un singur lucru. Este evidentă implicarea Rusiei nu numai în alegerile din Moldova sau din România, și din America, și din Franța, și din Germania. Perfect, de unde vreți dumneavoastră. Peste tot. Singurul lucru de unde îi vine aura de competență a domnului Joană este că a fost acolo și a aflat de la sursă. Adică la Moscova. Că nu este deloc adevărat. Nu, de aura de competență a domnului Joană vine deci în primul rând de la cei 5 ani de la NATO. Haideți. Tema nu, implicației Rusiei într-o zonă în care chiar nu avem ce căuta. Domnul Joană vine și spune de tandemuri care nu există și eu trebuie să tac. Nu, domnul Joană e specialist în Rusia, că a fost acolo. Nu, domnul Joană este și nu i-a folosit, poate îi folosește pentru acum. Pentru că a fost secretar general de ajuns de 5 ani de zi. Nu, stăteam și zâmbeam așa unui gând, apropo de Mircea Joană. Niciodată n-a reușit să fie foarte convingător în legătură cu vizitele sale în Rusia, apropo. În campania precedentă. Faptul că nu v-a convins dumneavoastră nu înseamnă că nu este în plan public. A fost întrebat de mass media, nu doar de competitorii și a politici, de nenumărate care erau interesele și pentru ce acele vizite în Rusia. Ba mai mult decât atât. Acum, dacă e să privim foarte obiectiv situația, oricărui candidat i-ar conveni un extremist de servici, de serviciu în turul 2. Da? Avem doi, sau cel a rămas unul, înțeleg. Doamna Șoșoacă a fost eliminată, dar domnul Simion este, în mod evident, de dorit pentru oricine în turul 2. Eu cred că în acest moment mai există unul care are de dat niște răspunsuri publice apropo de interesele Rusiei, apropo de modul cum se finanțează campania, apropo de vizitele pe care le-a făcut acolo. Și eu n-am văzut lucrul ăsta, cel puțin până în momentul de față, în plan public. L-am văzut, în schimb, pe Simion, apropo de prestația lui în ultimul timp, foarte discret în legătură cu ce se întâmplă în Republica Moldova. Tăcere absolută. Niciun fel de gest, în condițiile în care acum câțiva ani se erija în unionistul numărul 1, de data aceasta, absolut nimic. O vedem pe doamna Șoșoacă, care face acte de bravură, chiar mândrie, prin vizite la ambasada Rusiei. Deci, din punctul meu de vedere, doi sunt evident instrumente politice aflate în mâna Rusiei, iar unul dintre ei nu e convingător în ceea ce privește legăturile pe care le are și din punct de vedere al organizării și finanțării campaniei electorale și din punct de vedere al vizitelor pe care le face despre acolo. Totuși, domnul Simion, vă referiți, poate dați la Mircea Joană, doamnă. Deci dacă dumneavoastră spuneți că domnul Mircea Joană, după cei 5 ani de la NATO, da, și după prelungirea de 2 ore a mandatului dumisale la NATO, doamnă, vizitele alea nu se șterg, să știți, după putea să aibă 7 ani la NATO, 20 de ani la NATO, dar ca să merg pe logica vizitele acelea nu se șterg. Cineva a furat bomba atomică de la americani și a dat-o la ruși. Eu nu zic nimica. Da, domnul Romașcan, asta credeți? Nu, că am și o întrebare, că intervin rar, vedeți, vă las pe dumneavoastră. Mi se pare important ca oamenii să vadă confruntarea dumneavoastră. Rolul meu e doar de arbitru. Dar totuși pun o întrebare. Dumneavoastră considerați că domnul Joan a fost infiltrat de ruși la NATO? Nu, eu nu zic așa ceva. Eu zic că această spălare de imagine și de trecut nu poate funcționa în integralitatea ei. Pentru că doamnul Joană are trecut. Domnul Joană are Evanghelie. Are vântul. Bun, alea sunt altele. Aș vrea să asta nu înseamnă că dacă ai trecut... Imediat, vă dau posibilitatea... Dacă ai trecut pe la NATO, au dispărut astea. Eu văd că peste tot așa în sondaje e pompat domnul Simion. Domnule, foarte bine. Eu nu fac sondaje, eu mă uit și eu pe ele. Dar vreau să vă arăt niște imagini care, mă rog, să cred că și ele ar trebui cumva să contribuie la înțelegerea noastră asupra percepției. Nu, sondajul înseamnă că se stă de vorbă cu niște oameni și după aia, după ce s-a vorbit și s-a notat, vedem o imagine de ansamblu. Uite, eu vă dau așa, o mică imagine. Domnul Simion s-a dus să facă scandal pe autostradă. La o băscărită. Eu vreau să vedem aceste imagini pentru că mie mi se pare că arată altceva decât sondajul de opinie. Ce? Iată. La o băscărită. La revedere! Tu ai impresia! Hai, prinjeală! Hai, acasă! Hai, 2% acasă! Acasă! Hai, 2%! Hai, ia! Nesimțitul dracului! Ce l-a chemat, boule? Că dacă vrei așa vorbesc cu tine, ești un bou cu pâmăr! Eu nu-ți la chem
dau nimănui, ca să știi. Mizerabil, un mizerabil. Peste. Tot Andrei. Gata, e? Eu nu vreau să intru niciunul dintre jocurile partidelor și candidaților. Însă, cred că este datoria noastră să punem o întrebare. În momentul în care Republica Moldova se luptă în zona ei pro-europeană, și ați văzut, la limită, pentru a nu... Știți, noi ne uităm pentru cei care înțelegem istoria și jocul strategic și cât de, inclusiv interesele noastre naționale, dar în primul rând, chestiune de familie. Ne uităm la ei ca la ai noștri și îi chemăm acasă cu noi. Acasă cu noi e în Uniunea Europeană, e în această parte a istoriei. Și pentru mine, totuși, eu vă spun sincer, opiniile mele despre doamna Maia Sandu sunt ale mele. Eu am însă capacitatea și sper lipsa, am rațiunea, că unii văd ca o lipsă de rațiune, de a face distinția între opiniile mele despre doamna Sandu și interesul pe care în momentul de față și România și Moldova l-au. Eu, orice cred în momentul de față când rușii se bat să pună mâna pe Moldova, care n-ar fi în favoarea doamnei Sandu, eu n-am să spun asta. Nici măcar ca jurnalist. Știți de ce? Pentru că interesul nostru, familia noastră, românii și moldovenii, care știți foarte bine că sunt tot ai noștri. Asta înseamnă mult mai mult decât lucruri care ar putea să fie nepotrivit la un moment nepotrivit. Nu știe asta domnul Simion? Ce crede el despre doamna Maia Sandu și despre Moldova? Uitați-vă la această declarație din 2022, dar n-am auzit să schimbe părerea. Un alt adevăr pe care tot noi trebuie să-l spunem este că România nu mai trebuie să financeze nici măcar cu un leu guvernul de la Chișinău. Mi-e drag de unii miniștri de peste Prut, dar mai drag îmi este adevărul. Nu facem decât să finanțăm separatism antiromânesc, finanțând acea guvernare. Sau finanțându-l pe primarul Chișinăului, antiromânul Ion Ceban. Asta fac, din păcate, cei care au pe mână banii noștri. Niciun leu pentru guvernul de la Chișinău. Dragii mei, ce spune domnul George Simion este propagandă rusească de cea mai joasă speță. Domnul George Simion vorbește, cântă în duet, pe un cântecel scris din altă parte, cu doamna Șoșoacă. Maia Sandu trebuie doborâtă. E același sistem dictatorial ca cel de la București. Cu toată dragostea, în acest moment, chiar dacă PNL-ul și domnul Joana au o strategie, dar trebuie să se răspundă la întrebarea asta. Ascultați-o pe Șoșoacă. Din 1990, Rusia a avut candidați la prezidențială în România. Pe unii știți, pe alții nu știți. Ei unii erau pe față, vă aduceți aminte de generalul militaru. Era agent GRU, deci era ofițer acoperit al GRU, al rușilor. Despre domnul Iliescu n-am să spun nimic, nu, că... Evident, sunt anumite lucruri evidente, nu? Normal că n-a fost. Despre cine vreți să vorbesc? Despre Băsescu, care evident n-a fost omul rușilor, că doar de-aia a băgat Gazprom în România, doar de-aia l-a dat toată siderurgia rușilor, chiar și s-o taie la fiere vechi și așa mai departe. Dar uitați-vă în momentul în care, totuși, domnul Simion are de rezolvat niște lucruri. Că eu am înțeles că noi nu avem prea multe informații, dar asta o avem. Domnul Simion l-a pus șef în partid pe nu știu ce funcție, pe un băiat Mihalcea, care este frecvent la ambasada Rusiei. Ia uitați-vă la domnul Simion și cu băiatul ăsta. Deci domnul Mihalcea cu domnul Simion, nu știu ce funcție, conduce un departament, iar el este la ambasada Rusiei că la el acasă. Cum sunt întrebările astea, domnul? Hai să domnul și pe Șoșoacă, că e de fapt același lucru. Simion și Șoșoacă spun același lucru. Ce spune Șoșoacă? Păi, același lucru cu Maia Sandu. Chestiunea asta pe care o spune Simion, că noi nu trebuie să le mai dăm un ban. Dragi prieteni, eu nu știu de ce oamenii care sunt în funcții importante nu explică de ce noi trebuie să facem orice pentru Moldova.
unii ne mai dăm seama fără să ne explice nimeni că mai citim și nu suntem duși cu pluta. Dar în momentul în care spui că Moldovei să nu mai dai niciun ban, asta ce ar însemna? Poate că unii își doresc graniță cu Rusia sau granița să fie una așa ca în Schengen. Să vină când vor, să plece când vor, că erau învățați. Totuși, nu e damblageală. Astea sunt interese mari. Ascultați-o pe Șoșoanca care spune fix ce a zis Simion. Hai să le spunem ce dictatură este în Moldova. Ei acuză Rusia lui Putin de tot felul de chestii, dar exact chestia de care îl acuză pe Putin și Rusia îl fac ei în Moldova. Unde s-a mai văzut într-o democrație să interzici un partid? Pentru televiziune, că nu-ți combinăție. Televiziune, partid, site-uri, conturi. Site-uri, conturi, anulate, tot. Deci îmi spuneau moldovenii ce, Doamne, dacă distribuim cu dumneavoastră, ne-au închis conturile. Îmi spuneau jurnaliști, ne-au închis site-urile că v-am dat discursurile dumneavoastră. Băi, Maio, mai ia o tură și scutește-ne, soroșistă ce ești. Deci Maia Sandu asta trebuie efectiv doborâtă. Este exact același sistem de la București. Același sistem dictatorial de la București, același sistem dictatorial din Uniunea Europeană. Un alt adevăr pe care tot noi trebuie să-l spunem este că România nu mai trebuie să financeze nici măcar cu un leu guvernul de la Chișinău. Mi-e drag de unii miniștri de peste Prut, dar mai drag îmi este adevărul. Nu facem decât să finanțăm separatism antiromânesc, finanțând acea guvernare. Și sau finanțându-l pe primarul Chișinăului, antiromânul Ion Ceban. Asta fac, din păcate, cei care au pe mână banii noștri. Niciun leu pentru guvernul de la Chișinău. Niciun leu pentru guvernul de la Chișinău. Ca și când banii merg în buzunarele celor din guvernul de la Chișinău. Merg pe lumină și pe tot felul de lucruri extrem de clare și... Asta nu e prostie, asta e altceva. Ce este? Eu aș vrea ca într-o zi să aflu direct de la cei care ar trebui să ne spună asta. Oi. Până atunci însă, eu vă arăt lucrurile astea pentru că doar dacă vrem să știm adevărul. Acesta e o parte importantă a adevărului. Domnule Ungureanu. Partea de adevăr pe care vrea să o audă românul care se uită la noi în această seară este de ce instituțiile statului cu atribuții în siguranță națională nu au luat măsuri până acum. Și aceste responsabilități trebuiau remarcate inclusiv de către noi care suntem demnitari ai statului român și am întrebat aceste instituții în mod oficial care sunt legăturile dintre domnul Simion Rusia. Eram la emisiune la doamna Porumbel și am pus acele documente publice. Dacă dumneavoastră veți înțelege ceva din răspunsul Seriei și Sie, care era așa, ne scărpinăm la dreapta cu stânga, nu a existat... Eu nu știu ce înseamnă să ne scărpinăm la dreapta cu stânga. Răspunsurile astea sunt oficiale? Adică da, sunt oficiale. Sunt neclasificate sau sunt clasificate? Nu, sunt răspunsuri din care tu nu poți înțelege ca demnitar a statului român, nici că domnul Simion e supravegheat. Puteți să-mi dați și mie asta, că nu înțeleg? Poate nu înțelegeți dumneavoastră, vreau și eu să nu le-am pus la televizor și nu le-a înțeles nimeni. Hai să le mai căutăm o dată. Le putem, și mai facem niște... Le dau la producător și da, dacă o să putem înțelege ceva de aici. Pe mine mă îngrijează foarte tare că vorbim despre SRI care este care nu are absolut niciun fel de atitudine publică de mai bine de un an și ceva, pentru că domnul Ciolacu, dacă mi-amintesc, să crede să activități publice. Asta vreau să spun. Pe doamna Șoșoacă a întâmpinat-o cu pupici domnul Ciolacu la Palatul
Victoria. Și voi ați făcut mulțime de cenzură. Domnul Simion, cu doamna Șoșoacă, nici nu era în Parlament. La domnul Simion i s-a dat tribună foarte mult timp. Mie mi-e foarte neclar de ce Curtea Constituțională a acceptat candidatura lui Simion, apropo de pericolul rusesc la președinție, în condițiile în care are interdicție de a intra în Republica Moldova cu repetiție. Și în Ucraina. Dubla asta măsură... Care e diferența până la urmă între Șoșoacă și Simion? Păi nu știu care este, pentru că Curtea Constituțională n-a făcut-o. Și mi se pare că această pârtie care se face lui Simion pentru turul 2 nu este o conspirație pe care o facem noi aici, ci are niște dovezi în istoricul apropiat care ne duce la ideea că anul 2000 se vrea a fi repetat de către PSD într-un mod care pe mine mă duce într-un scenariu al irresponsabilității. Cine garantează că în turul 2 nu-l va vota lumea pe Simion și îl va vota Ciolacu? Ok, eu nu o să-l votez. Dacă îl va vota, dar domnul Ungureanu, e foarte mare. Sunteți aici patru politicieni care o să vă trimit împotriva influenței rusești, etc. Bun. Simion e o persoană. Ați spus toți de Simion de rău. Foarte bine, eu nu n-am zic. Zis de rău. Problema în România, cum sunt convins că a fost și în Moldova și s-a văzut la referendum, nu sunt persoanele Șoșoacă sau Simion, ci propaganda pe care o transmit ei. Pentru că ei transmit și liber așa, dar e plin, dumneavoastră știți mai bine, sau toți ceilalți, că eu n-am Facebook, n-am asta, dar rețelele sociale, forumurile, site-urile și astea, sunt pline de propagandă rusească. Nu v-am auzit, a început campania practic de o lună jumate, n-am auzit niciun politician român din zona democratică, acum să spunem, care să contracareze propaganda rusească. De exemplu, propaganda rusească e că noi ne înarmăm de la americani ca americanii să ne trimită la război cu Rusia. N-am auzit pe nimeni să spună, băi, o tâmpenie, uite așa, uite am așa, spus uite foarte așa. Des asta. Propaganda e asta, nu mai dați bani în Moldova, că nu știu ce. Da. Nu mai faceți trebuie aia. Să știe faptele trebuie lumea combătute înaintea persoanelor. Vine, și propaganda ca să facă... Eu asta nu o văd, ci mi se pare absolut tembel faptul că cei de pe locurile de după Ciolacu vă bateți între dumneavoastră că Simion e cu rușii, practic împingându-l astfel pe Simion. Vreau să transmit un mesaj care e foarte important, apropo de ce spunea domnul Gâdea. Unde merg banii României pentru Moldova? Și cât de important este că facem acest lucru din punct de vedere strategic. Avem o conductă și aici nu vreau să facem politică PSD-PNL. Deci noi trebuie să le asigurăm fraților noștri de peste Prut infrastructura energetică să-i facem mai puțin dependenți de Moscova. Deci ca să înțeleagă toată lumea de la televizor că banii noștri nu se duc să finanțeze persoane, pe Maia Sandu, pe orice fel de politician care vă place sau nu, care este la Chișinău, ci este strategic pentru România ca Rusia să stea departe de noi. Asta știm, domnule Ungureanu. Dar asta înseamnă bani. În momentul de față, România are un candidat la alegerile prezidențiale care are două interdicții. În Republica Moldova, da, și în Ucraina. De ce? Și nu pe un an, și nu pe o lună, ci pe perioada îndelungată. Domnul Ciolacu, la începutul anului, a cerut guvernelor de la Kiev și Chișinău să transmită documente legate de interdicția pe care o are George Simion. Domnul Ciolacu a declarat că le-a primit, dar că sunt confidențiale și doar cele două state, Ucraina și Republica Moldova, poate publica acele informații. Dar totuși, noi avem un candidat la prezidențiale care are această interdicție în două state despre care noi nu știm nimic. Și nicio instituție din România nu ne spune. E ok, cum spune și cu propaganda, domnul Ciufică, că toată lumea zburdă pe rețele de socializare. De asta spus puțin. Vreau să vă întreb, domnule Romașcanu, domnul Ciolacu, cu acele documente pe care le-a primit, le-a transmis către vreo instituție a statului român? Serviciul Român de Informații are un departament care se numește Apărarea Constituției. Exact. A transmis acele documente, păi, știți? Cred că pe acolo le-a primit, că nu cred că primea direct. Păi nu, a zis că direct de la cele două guverne, Kiev și Chișinău. Da, dar vin pe, nu știu, cine să pricepe mai bine, cred că cu certitudine se știu. Dar acum, eu nu sunt un priceput în zona asta, dar acum stau și mă gândesc dacă o ultimă instanță, poate excesiv, l-ar fi blocat pe un domn ca Simion de care vorbim și într-adevăr este foarte complicat ce face,
cum l-ar fi luat în brațe pe nedreptățitul Simion, domnul Ungureanu? Dincolo de ce? Eu vorbesc despre dubla măsură a Curții Constituționale controlată de PSD. Deci dacă iei un pro-rus pe Șoșoacă, păi ia-l și pe Simion. Adică unii cum neconstituțional altul este. Ar fi interzis și candidatura domnului Simion, ar fi fost o dovadă de consecvență în hotărârea Curții. Faptul că doamna Șoșoacă nu are voie să candideze, dar domnul Simion are voie să candideze, nu arată decât arbitrarul. Dacă a fost contestată candidatura domnului Simion. Dar nu știu, într-adevăr, excesivă. Trebuie să fie în alta curte băgată la mijloc și așa mai departe. Dar nu erați triști toți că Șoșoacă nu mai... Nu eram trist, eram siderat de dubla măsură. Adică pe unul lași, pe altul... În această nouă evoluție a campaniei, cei care spun că, de fapt, Rusia are o mână aici și că se fac jocuri și mai departe, cei care acuză PSD-ul că, de fapt, sunt pe mână cu aurul, PSD-ul care vine și spune sunteți impotenți să vă băgați candidatul în turul 2 și ne acuzați pe noi treaba asta, ce nedreptate? E naiv, practic, adică ignorant dacă nu crezi că Rusia are o mână întinsă peste tot. Departamentul de Stat american tocmai a pus o recompensă de 10 milioane de dolari pentru cine deține informații despre o organizație din Rusia care are ingerințe inclusiv la alegerile americane de peste 2 săptămâni. Deci ei sunt peste tot. În momentul de față noi avem niște elemente, nu avem tabloul complet despre cine este candidatul AUR, George Simion, și s-ar putea să ne trezim așa. Că, evident, spunea domnul Stroi aici că orice candidat ar fi bucuros să intre în turul al doilea cu George Simion pentru că ar avea un avantaj clar. Da, s-ar putea să te trezești, după acest tur al doilea, câștigi prezidențialele cu un parlament care este dominat de oameni care vor duce mai departe ceea ce spunea domnul Ciuvică, propaganda Rusiei. Și ce te faci atunci? Cum vei guverna tu, cum vei conduce o țară în care vei avea un balamuc de dimineață până seara într-un parlament care este forul democrației? Deci atenție cu ce te joci. Pentru că s-ar putea să te joci ca tu să îți câștigi o poziție extrem de înaltă, cinic, dar să te trezești după ce câștigi cea mai înaltă funcție stat, că ai o țară unde o să ai o problemă majoră legată de cine ți intră în Parlament, repet, cel mai înalt for al democrației. Bun, țară care este la granița unui război. Deci Haideți să ne uităm la, apropo de cine intră în Parlament. Comisia de Parlamentul ar trebui să aibă acces acolo. Avem un cod penal care are anumite articole. Sigur, vreau să vă spun. Sunt două modalități prin care poți acționa pentru a limita activitatea politică a unui asemenea partid. Unul e prin lege, iar cel de-al doilea ține de organele de anchetă ale statului, care, în mod evident, pot fi informate de servicii sau de persoane. Am găsit răspunsurile domnului Ungureanu. Dar eu zic să le puneți pe ecran, că sunt foarte interesant. De la SRI. Există și SIE. O dezbatere reală asupra acțiunii și activității politice a acestui partid. Haideți să facem lucrul ăsta prin lege. Ne uităm pe documentele astea imediat, dragi prieteni. Haideți să ne uităm la ceva ce mi se pare mie foarte tare. Haideți să ne uităm prima dată la Marcel Ciolacu. Cum mută Marcel Ciolacu, vorbește despre unitate, vorbește, e critic la adresa lui Iohannis și a celorlalți. Și apoi am să vă arăt, trebuie să vă țineți bine, așezați-vă bine în pat, unde la fotoliu. Ce urmează să dăm este cutremur în România. Cine are șanse să ajungă în Parlamentul României? Nu e unul, nu sunt doi, nu sunt trei. Ferească să aud deja sirenele prin România. Nino, Nino. Pe cine vine să ia? Bun, haideți să vedem ce spune prima dată Marcel Ciolacu. Mută calm și încearcă, e important strategic să urmăriți. Ascultați. Eu vreau să fiu un președinte pentru toți românii. Nu vreau să fiu un președinte care urăște și dezbină. Nu vreau să fiu un președinte care luptă să distrugă un partid. Pentru că asta înseamnă să lupți împotriva altor români care susțin acel partid. Dimpotrivă, voi fi un președinte care va proba concret că puterea trebuie împărțită, nu acapărată de un singur om. Mai mult, cred cu tărie că un președinte trebuie să-i unească pe toți românii în jurul obiectivelor naționale. Și cel mai important, cred că președintele trebuie să fie al tuturor românilor
și să-i reprezinte pe toți, și pe cei de stânga, și pe cei de dreapta, și pe cei care trăiesc aici, și pe cei care sunt plecați din țară. Îmi propun o politică externă cu totul diferită de cea de până acum, bazată pe consens național și pe trei piloni: predictibilitate, eficiență și curaj. Ca președinte al României, voi pune interesele economice pe primul loc în relațiile externe. În deplasări, voi merge cu o aeronavă cât mai mare pentru delegații economice puternice. Vreau să fiu alături de șefii celor mai importante companii românești, așa cum fac de fapt toți liderii statelor dezvoltate. Bun, haideți să ne uităm, e limpede mesajul și cred că până la urmă, dacă mai vine un președinte care umblă cu avioane ca cele pe care le-am văzut în ultimii 10 ani de zile, cred că, bine, nu iese lumea în stradă, dar nu se mai poate, că e o scârbă generalizată, așa ceva nu se poate. Bun, și acum haideți să ne uităm la niște chestii mult prea tare. Doamnelor și domnilor, niște candidați au vrut să facă un spot electoral, așa ceva n-ați văzut niciodată. S-au dus undeva în pădure, au găsit o conductă de gaz. De ce nu? Conductă de gaz. S-a spus de ce nu. Și când vezi o conductă de gaz, dați-mi care mai și miroase... Dați-mi voie ca să ghicesc, sunt de la PNL? Să ajung și la dumneavoastră, nu vă bucurați. Și când au văzut că miroase, ce au făcut? Au dat foc. Oamenii nu sunt bine, după părerea. Ia să-i vedem. Cum au dat foc la conductă? Trebuie să vorbim și despre sonda asta. Nici nu știu a câta este pe ziua de astăzi. Dar hai să dăm drumul la filmare și... Nu, hai, că... hai să ne tragem un pic sufletul. Băi, Ani, hai mă că e târziu. Hai că e târziu. Domn primar, care-i treaba cu sondele astea în pădure? Unde s-a mai văzut așa ceva? Este una dintre sondele care se regăsesc pe culmile ciupercinilor. Păi ce faci tu cu țigarea ta pe aici pe lângă asta? Da, bă, vezi, mă, aici, bă, ești nebun! Bă, suntem nebun, mă, ce naiba, asta are gaz. Păi bă, asta dacă le captez pe ăstea, dai gaze la toată comuna. Oare pot fi luate de primărie? Da, a fost doar... Deci omul a zis așa, când a văzut că au făcut o tâmpenie și au realizat că sunt filmați, au zis, bă, dacă le captez pe astea, le băgăm în tot satul. Încă o dată vreau să-i văd când dau foc, deci se duc conductă, brichetă, bum! Bă! Atenție! Trebuie să vorbim și despre sonda asta. Nici nu știu a câta este pe ziua de astăzi. Dar hai să dăm drumul la filmare și nu, hai că... hai să ne tragem un pic sufletul. Băi, Ani, hai mă că e târziu. Hai că e târziu. Hai. Domn primar, care-i treaba cu sondele astea în pădure? Unde s-a mai văzut așa ceva? Este una dintre sondele care se regăsesc pe culmile ciupercinilor. Păi ce faci tu cu țigarea ta pe aici pe lângă asta? Da, bă, vezi, mă, aici. Băi, nebun! Bă, suntem nebun, mă, ce naiba, asta are gaz. Nu se aștept. Păi bă, asta dacă le captez pe ăstea, dai gaze la toată comuna. Oare pot fi luate de primărie? Dom'le, extraordinar. De astfel de oameni avem nevoie, după părerea mea. Cineva? Da. Așa, da. Bun, nu știu dacă are stat cineva. Avem candidat, de asemenea, pe doamna, o facem celebră, îi facem campanie cu această ocazie, Adriana Cârligeanu. Doamna Cârligeanu a intrat cu gloanțe în Parlament, cap de listă AUR la Botoșan pentru Camera Deputaților, a spune despre Parlament că sunt o droaie de porci care horcăie prin Parlament. Acum, acestea sunt gloanțele care a intrat doamna, să o vedem pe doamna Cârligeanu. Denumirile utilizate în linșajul media, declanșat ulterior asupra mea, sunt improprii pentru ceea ce eu aveam în acel moment. Nu era nici muniție, nu erau nici cartușe, nu erau nici obiecte periculoase. Vreau să vă mai explic foarte clar încă un lucru. Nu am intrat prin efracție, nu am eludat niciun filtru de control,
Nu am avut aceste obiecte ascunse în vreun loc menit să le ferească de sistemul de securitate, nici nu aveam de ce. Din punct de vedere legal, acele obiecte sunt doar bucăți de metal care nu intră sub incidența niciunei legi. Ce erau acele obiecte și cum au ajuns în posesia noastră? De unde le aveați? Erau niște obiecte de colecție pe care le-am primit cadou. Dumneavoastră ați fost vreodată în poligon? Nu, am văzut diferite particole, nu am menționat vreodată că am fost în vreun poligon. Eu obiectele respective le-am primit cadou, ziua mea a fost acum 2 zile. Când ești un băiat, ce cadou dai la o fată? Ia fata niște gloanțe. De astfel de abordări avem nevoie. Dom'le, nu știu dacă ați auzit domnul Silvian Andrei Spiridon, este creator de modă din Bârlad, e adevărat. Domnia sa a fost condamnat pentru viol. Cum? Nu acuzat, că se poate întâmpla. Condamnat pentru viol. În 2017, după ce a sechestrat o elevă, acum este candidat la Parlament. Să-l vedem. Acesta este domnul. Bun. Doar violator nu mai era în Parlament. Sau, mă rog, au mai fost unul, dar mai fost, trecut. Mai fost, da. Mai fost. Avem și candidatul PSD Bacău la parlamentare, condamnat definitiv la închisoare în 2016, cu amânarea executării pedepsei într-un dosar de corupție, după ce a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, domnul Vasile Budacă. Acesta este omul, multă sănătate. La și ce partide sunt? Ăsta e la PSD. Și distinsul dinainte, mă iertă? Distinsul era independent. Independent. Și a violat independent. Focu era senator PNL, dacă nu știa. Da. Dar-i urâs pe ăștia de la PNL. Ce ei vor să facă cu dumneavoastră guvern? Pentru... Aici s-a ajuns. Cu cei care îmi dau foc la conducte? Nu, nu, nu. Parcă ei ar fi mai buni. Haideți, domnule. În cooperație cu inculpata, cu Hai că ajungem și la... Deci ați ajuns la penal de la USR. S-a găsit penal la USR. S-a găsit penală, chiar. S-a găsit penală. Doamne, și un pic, doamna Clotilde Darmon, ne mirăm de ce trebuie să candideze ca penală, că așa e, pe definiția USR-ului e penală. Nu. Pe definiția fără penal, da. Atenție, e vorba doar despre cei care sunt cu condamnare definitivă. Noi am dat o decizie în bene, da, prin care doar cei care sunt la prima... nu. Care sunt la prima condamnare, trebuie ca să se redă. Dar dacă aud PSD și peneliști că vorbesc despre penal la USR, că n-avem niciun condamnat, deci râdem și glumim, dar nu o să găsiți niciun penal în USR. Păi noi glumim, dar oamenii plâng acasă. Ce spuneți? Asta e adevărul. Judecată, cu plângeri, cu numai la el. Domnul Vlad Voiculescu, doamna Mihai. Niciunul nu are nicio condamnare penală, nici măcar în primă instanță. Niciunul. A pus sub acuzare pentru un tun enorm. Lăsați. Eu vă spun care e adevărul. Nu, eu v-am spus că nu avem niciun condamnat penal în USR, nu avem niciun om care a furat vreun cent. Păi furați cu miliardul, nu aveți. Astea sunt povești. Astea sunt. Domnul Voiculescu. Haideți, domnule, când dosarul ăla mincinos e domnul Baciu de la PNL. Nu mai spuneți, deci nu mai spuneți de Voiculescu. E mincinos ăla? Dosarul cu vaccinurile? Da. N-are un miliard nici dacă stăm la televizor 2 ani. Ceva mai nu există niciun miliard, nu există niciun prezidiu, niciun cent șpagă. Niciun cent șpagă. Nici măcar un. Igienizarea clasei politice, ceilalți sunt toți penali. Domnul Baciu, care în dosarul vaccinilor, este candidat la București. Deci stați mai ușor. Deci nu vă băgați în groapă. Da, și suntem portavocea. Nu există nicio persoană, nu există nicio persoană condamnată penal, 16, nici măcar în primă instanță, care este pe liste. Acțiunea nu vorbiți. Domnul Pârvulescu de la PNL a rămas fără imunitate astăzi. Domnilor și domnilor, vreau să pun în această seară o problemă extrem de importantă. Una care vizează viața și protecția vieții, mai ales a copiilor. Iubesc câinii, din toată inima iubesc animalele, însă în momentul în care ai un câine care are anumite porniri și tu nu asiguri că el nu va face nimic, să-i pui ce trebuie, da?
Uitați ce s-a întâmplat în București, este acest caz șocant cu o fetiță de 6 anișori, care a fost mușcată de față de un câine din rasa Akita. Nu știu exact care este rasa asta, repet, iubirea de câini nu înseamnă că nu iubești copiii și iubirea de câini nu înseamnă că nu trebuie să faci în așa fel încât să aibă bodniță pentru a nu mușca copiii de față. Și pentru asta trebuie să dea niște amenzi dureroase, usturătoare, acelor care cred că pot să facă asta. Uitați-vă la știre. Totul s-a întâmplat în această dimineață. Fata de 6 ani era în drum spre școală împreună cu mama când un câine a mușcat-o de obraz. Mama este și cea care a sunat ambulanța. Medicii au acordat primele îngrijiri și au transportat-o pe fetiță la spital, acolo unde a fost deja operată. Acum a rămas internată în secția de chirurgie plastică și urmează tratamentul antirabic. Patrupedul din rasa Akita era în lesă în momentul în care a avut loc atacul. Contactul vizual prelungit este considerat o provocare de către Akita și de cele mai multe ori răspunde agresiv. Acesta este casa unde este acest câine, de altfel se și vede că este și un semn. Atenție, câine de pază, însă în momentul în care era plimbat, câinele nu avea botniță. În momentul în care a fost găsit de polițiști, proprietarul animalului era în continuare la plimbare. El a fost dus la audieri în timp ce câinele a fost dus înapoi acasă. Nu este un câine din categoria raselor agresive, dar este un câine cu un comportament imprevizibil. Consider că în totalitate este vina proprietarului. Tot evenimentul s-a petrecut la doar câțiva metri de o școală gimnazială. Cum să ieși cu câinele printre atâția copii pe aici? Ar trebui să ia bodnice, că nu, copiii nu știi. Ei zic că sunt animale blânde, dar nu poți să știi reacția animalului. Îl țin în lesă și să ferească când văd copiii mici și știind de ce face câinele lui, că bănuiesc că îl cunoaște. Ar trebui să aibă grijă de ei. Dacă ai un animal, trebuie să ai grijă de el, să îi pui tot ce trebuie, bodniță, nu te plimbi prin zona școlii, că se circulă mult copii. Proprietarul câinelui este acum cercetat într-un dosar penal și riscă până la 5 ani. Doamnelor și domnilor, vom lua o scurtă pauză. După pauză am să vă arăt lucruri extrem de importante dintre cele care s-au întâmplat în ultimele 24 de ore. Atenție, avem informații de ultimă oră. Atacul Israelului la Iran este o chestiune de un timp foarte scurt. De unde știm asta? O să vă arătăm. Atacul este iminent. Israelul va ataca Iranul, răspunde la acel atac, veți vedea asta după pauză, veți vedea răsturnarea de situație la alegerile din America, foarte tare! Suntem foarte aproape de alegerile din America și multe altele. Rămâneți cu noi pentru ultima parte. Este ora 23, urmăriți Antena 3 CNN, haideți să vedem care sunt cele mai importante lucruri care s-au întâmplat astăzi. Prima dată, de ce vă e mai teamă și mai teamă să vă întâlniți pe șosea cu un drogat sau cu un bețiv la volan? Imaginați-vă că vă întâlniți cu... este și drogat, este și bețiv. Așa s-a întâmplat cu un cretin care a venit să se prezinte a fi drept nepotul sau să nepotul lui Dracula în România. Ferească Dumnezeu! I wanted going. My grandfather Count Dracula Vlad Țepeș. I hope I can make me a vampire. I dream all my life for this. Aventura horror a tânărului a început pe o stradă din Făgăraș, de unde a furat o mașină parcată și s-a îndreptat spre Sibiu. După 10 de kilometri parcurși, polițiștii l-au reperat pe DN1, după ce a lovit un autoturism într-un sens giratoriu. Mai multe echipaje au pornit pe urmele sale, însă elvețianul a ignorat semnalele polițiștilor și a mai tamponat 3 șoferi. Viteza amândouă și spălit ușa din dreapta și m-a aruncat în bordură. L-ați speriat? Oh, tremurat un pic picioarele. Pur și simplu noi am fost a doua mașină lovită praf pe partea dreaptă. S-a oprit poliția în față, eu eram a treia mașină, ne-a oprit și ne-am trezit că ne bușește. În urma impactului, 3 persoane au suferit traumatisme craniene și toracice ușoare și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Deși a încercat să fugă de polițiști și pe jos, tânărul a fost prins imediat. Nu băuse, dar consumase cannabis. You use drugs? I smoke today a joint. Șoferii implicați în accident îi acuză pe polițiști că le-au pus viața în pericol când au vrut să-l oprească pe fugar. Noi am fost trași pe dreapta
Adică nu ești măcar pe dreapta să fi lăsat linia de viteză să poată să circule, să se ducă, să pună să se pune cu ele în față, doar nu am fost oprit și pe partea și pe alta să fi înscut. Ce ne-a ținut în viață? Faptul că persoana din autoturismul oprit și el în fața noastră a avut inspirația să mute mașina cu vreo 20 de metri. Altfel, impactul ne-ar fi strivit, a scris pe Facebook și proprietarul unui alt autoturism avariat. Poliția a transmis că toate aspectele care privesc metoda de intervenție sunt analizate, dar în niciun caz polițiștii nu au folosit mașina ale participanților la trafic pentru oprirea șoferului urmărit. Elvețianul, care are caninii ascuțiți și era costumat ca în filmele cu vampir, s-a ales cu dosar penal. Este acuzat de furt, distrugere și vătămare corporală din culpă. În plus, polițiștii au descoperit și că tânărul nu deține permis de conducere. Pentru toate faptele sale a avut un singur lucru de spus, cu lacrimi în ochi. Sorry for all my heart. Doamne, ferește cu totul. Și acum, ceva absolut tragic care s-a întâmplat astăzi, e accident cumplit pe centura Bacăului. O femeie ars de vie, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un parapete și s-a răsturnat pe câmp, imediat a izbucnit incendiul, șoferița a fost blocată în mașină și de aici tragedia. Urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Femeia de 50 de ani plecase de acasă spre locul de muncă din Bacău. Cu câteva minute înainte de destinație, atunci când a vrut să iasă de pe centura orașului, a pierdut controlul volanului, s-a lovit de parapet și s-a rostogolit în câmp. Câteva secunde mai târziu, flăcările au cuprins mașina. Mai mulți șoferi au sărit în ajutor, femeii au venit cu propriile stingătoare în încercarea de a stinge incendiul, mai ales că femeia era încă în viață în autoturism. Flăcările însă au cuprins rapid întreaga mașină, care, după cum se vede, s-a făcut scrum. Probabil că vorbea la telefon, arătat că intrarea în ultimul moment o văzut, nu pot să-mi explic. N-am auzit, deci nu puteam să cred. Nu-mi vin nici acum să cred că se putea tăba asemenea norocire. Din păcate a rezultat decesul șoferiței, precum și autoincendierea și distrugerea în totalitate a autoturismului. Femeia era contabilă și lucra pentru mai multe firme. Familia este zguduită de tragedie. Are două fete, una studentă pe la București și una de asta 11 ani. O femeie excepțională. Tot am rugat-o de mulți ani să mai lese din firmele astea, că eu fost economistă. Era foarte mare ceață, da? Nu fi văzut ieșirea. Păcat de ea, era o femeie extraordinară. O familie liniștită, cu doi copii, o tragedie pentru toată lumea. Polițiștii trebuie să afle acum cu exactitate cauza accidentului și ce a produs incendiul. Bun, și acum hai să ne uităm la niște știri foarte importante de asemenea. Aurul a bătut un nou record astăzi. Metalul prețios a depășit pragul de 400 de lei pe gram pentru prima dată în istorie. Când se întâmplă ceva, încercăm să ne dăm seama de ce se întâmplă ceva, care este până la urmă forma cea mai sigură, teoretic, de a ține banii, în aur. Și dacă depășește pragul istoric, la propriu, niciodată în istorie nu s-a întâmplat asta, ce înseamnă? Păi înseamnă că aceste cotații uriașe vin ca urmare a incertitudinilor geopolitice, tradus a vremurilor tulburi. Pentru că nu știm ce se întâmplă în Orient, nu știm ce se întâmplă lângă noi și nu știm dacă lucrurile o iau razna. Asta spune foarte multe. Uitați-vă la această informație. Prețul aurului crește de la o zi la alta. 403 lei, atât a ajuns să coste un gram de aur. Este un preț istoric, iar precedentul a fost stabilit vineri, când gramul se vindea cu 399 de lei. Din vară însă și până acum, gramul de aur s-a scumpit cu mai bine de 50 de lei. Cauzele sunt multiple. Cumpărările băncilor centrale pentru a-și consolida rezervele de aur. 2. Inflația. Aurul este o protecție pentru așteptările inflaționiste. Mediul global, care este extrem de incert. Avem războiul din Ucraina, avem războiul din Middle East și, din păcate, mai sunt posibile încă două războaie în Asia. Într-un asemenea mediu, activul de siguranță este aurul. De fiecare dată când există motive pentru a crede că urmează o perioadă de instabilitate crescută, foarte mulți investitori se retrag pe aur, practic vând alte active sau se mută din zona de cash către niște active de valoare tradiționale. Este soluția psihologică, afectivă, de protecție. Oamenii simt nevoia ca o parte din averea lor să o pună în aur.
În urmă cu 5 ani, gramul de aur costa în jur de 200 de lei, iar timp de 3 ani a oscilat în intervalul 200-300 de lei. Cele mai mari creșteri au fost însă în acest an, de la 2050 de dolari pe uncie până la 2750 de dolari acum. În ultimii 10-20 de ani, aurul a fost cea mai sigură investiție, nu? Nu cred că are ce să schimbe. E cea mai plauzibilă investiție. Se poate face și o investiție într-o asemenea... un asemenea metal prețios. Ați investi pe viitor în aur? Da, evident. Poate nu sume considerabile, dar sunt de luat în calcul. Și numărul românilor care investesc este în creștere, însă date oficiale în acest sens nu există. Oricum, specialiștii ne sfătuiesc să nu cumpărăm acum, când creșterile deja au avut loc. El deja este scump. El trebuie și păstrat în siguranță, că nu ai instrumente financiare cum ai investi, să le iei fizic, să-l pui la o casă de valori. Nu l-aș recomanda ca și investiție. Plătești mult ca să-l cumperi, primești puțin ca să-l vinzi și ai și această marjă a caselor de amanet. Nici genul ăsta de plasamente nu mai reprezintă o garanție, pentru că, având în vedere fluctuațiile, nu aș spune că aceasta este soluția salvatoare care garantează păstrarea valorii banilor. Se estimează că prețul aurului ar putea ajunge la 3.000 de dolari pe uncie. De ce crește dolarul? Ați auzit explicațiile puțin mai devreme, dar am să vă dau un breaking news în câteva clipe. Israelul este foarte aproape să lovească Iranul, iar loviturile, din informațiile pe care le avem în momentul de față pe surse, ele nu vor fi simple, ci dimpotrivă. Pare că vor fi lovituri destul de grele. Antony Blinken, șeful diplomației americane, va merge de urgență la Tel Aviv și la Ierusalim pentru a avea discuții, ceea ce înseamnă că loviturile, de fapt, sunt foarte aproape. Informațiile în câteva clipe. Doamnelor și domnilor, News Alert. Ceea ce se întâmplă în lumea liberă, ceea ce se întâmplă în Statele Unite, în bătălia pentru Casa Albă, este vital pentru America, pentru noi și pentru întreaga lume. Nu a fost poate niciodată mai complicat sau cu oameni cu semne de întrebare referitoare la viitor și la iminența unei confruntări globale, unui al treilea război mondial ca acum. Care sunt informațiile din Statele Unite? Informațiile sunt extrem de interesante. Dacă ar fi să ne uităm, de exemplu, la Wall Street Journal, aflăm că Donald Trump l-ar fi amenințat pe Putin în momentul în care era președinte, sau cel puțin așa spun cei de la Wall Street Journal, că bombardează Moscova dacă Rusia atacă Ucraina. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, a spus că preferă să aibă o poziție responsabilă de a nu divulga conținutul conversațiilor private. Aceste conversații private fiind la un nivel înalt și că el pare, și că îi pare rău că alți lideri nu fac la fel ca el. Ceea ce face Peskov este cumva să spună că Trump spune adevărul fără ca să-l confirme. Prognozele electorale date de The Hill, o publicație importantă din America, după media sondajelor, The Hill spune că Donald Trump are șanse să câștige, șanse de 52% față de Kamala Harris, care are șanse de 42%. Trump a depășit-o pe Harris după prognozele electorale de duminică. Modelul prezice că Trump are șanse de 52% să câștige președinția, în timp ce Harris are șanse de 42%. Schimbarea prognozei electorale coincide cu mediile de vot îmbunătățite ale candidatului republican în Wisconsin și în Michigan. Două state care anterior se arătau că merg înspre Harris, două swing states. Din cele 7 state decisive în determinarea rezultatului alegerilor, Pennsylvania este singura care o favorizează în continuare pe Harris în media sondajelor. La sfârșitul lui august, raportul era de 54-56 în favoarea doamnei Kamala Harris, în timp ce Trump avea 44-46. În politică, e mult și până mâine. Se pot întâmpla multe lucruri. Cert este că până la alegerile prezidențiale din Statele Unite, astăzi este luni, în câteva ore este marți, de mâine, în două săptămâni, sunt alegerile din Statele Unite. Două săptămâni care se mai pot întâmpla lucruri. Dar în momentul de față, așa arată lucrurile. V-ați uitat probabil în weekendul ăsta la noi, cei care ați reușit să vă uitați, sau pe alte surse de informare, și ați văzut că Donald Trump s-a dus la McDonald's ca să servească, să lucreze într-un McDonald's, să-i servească la McDrive, da? Hai să dăm niște imagini. De ce s-a dus acolo?
Pentru că este Pennsylvania și pentru că uitați-vă ce acolo dacă scoatem burtiera. Deci este Pennsylvania și în Pennsylvania este un battleground state. Este un stat în care bătălia este crâncenă, este în marja de eroare și cu toate astea sondajele o favorizează ușor, cu un procent, poate, deci în zona asta, pe Kamala Harris. Motiv pentru care Trump s-a dus în Pennsylvania, dar vedeți, primirea pe care o are este una foarte largă. Dacă te uiți la imaginea asta, impresia câștigă Pennsylvania. Cu toate astea, sondajele arată că încă astăzi ar câștiga Kamala Harris. Ce este foarte important într-o campanie electorală este modul în care sunt trendurile. În momentul de față, trendul Donald Trump este în sus, Kamala Harris este în jos. Sunt două săptămâni. Două săptămâni în care se pot inversa lucrurile, în care se pot schimba din nou lucrurile. Astăzi însă, așa arată lucrurile. Dacă ne uităm la doamna Harris, vicepreședinta Statelor Unite, a mers de ziua sa, când a împlinit 60 de ani, într-o biserică, într-o biserică în care erau credincioși afroamericani, era o biserică black, vorbește în această biserică, mesajele pe care le dă sunt foarte clare, are nevoie de evanghelici, are nevoie de protestanți, are nevoie de protestanți de culoare și sigur că merge în zona respectivă pentru a-i convinge, în sală era și pastorul doamnei Harris. Deci, bătălia este extrem, extrem, extrem de strânsă, foarte important pentru noi să ne uităm la toate aceste lucruri. Domnilor și domnilor, și acum breaking news. Pare că Iranul a luat decizia de a ataca, scuzați-mă, Israelul a luat decizia de a ataca Iranul, iar aceste atacuri pare că vor fi destul de dure. Secretarul de stat american Antony Blinken merge la Ierusalim pentru a avea discuții cu premierul Benjamin Netanyahu. Imaginea pe care vi le arăt sunt cu niște mașini care, mă rog, pentru noi poate nu spun mare lucru, pentru un general ca domnul Mândrescu spun foarte mult. Sunt, de fapt, niște scuturi antirachetă. Da. Sistemul TAD. Cât de important e sistemul ăsta? Ele se mută în momentul de față, după cum puteți vedea. Și sistem complementar sistemelor israeliene, este un sistem pe care a fost donat și nu e vorba doar de sistemul trimis, de fapt, nu donat. Nu e vorba de sistemul respectiv, ci și de militari americani care îl deservesc. Deci, în momentul în care acest sistem, dacă ar fi utilizat, nu ar fi utilizat sau nu va fi utilizat de militari israelieni, ci de IDF, ci de militari americani. Foarte important sistemul, cel mai performant pe care îl are America. Și antirachetă, sistem antirachetă? Antirachetă, sau? Antirachetă balistică, da. Care face interceptarea exoatmosferică, dincolo de atmosferă, de 100 de kilometri. Este destinat pentru interceptarea rachetelor balistice, atât convenționale cât și nucleare. Deci este unul dintre sistemele performante pe care America le are, alături de sistemul Aegis. Avem și noi unul aproape de aici, nu, în noutenia noastră. Și de asemenea, care e Aegis Ashore, dar este un sistem american, acel sistem care este de asemenea și pe navele de luptă. Și, evident, sistemele Patriot, care au o bătaie mai mică decât acest sistem TAD, care e sistemul care bate cel mai departe. Bun. Deci asta arată încă o dată, cel puțin, dar nu e prima oară, și confirmă încă o dată angajamentul Statelor Unite pentru apărarea Israelului și având asemenea sisteme suplimentare în Israel, atunci se realizează sau se vrea realizarea a ceea ce se cheamă descurajare prin anularea, prin sădirea în conștiința celui care vrea să atace că nu are niciun fel de șansă. Pentru că descurajarea poate avea, e făcută în două moduri. Prin amenințare, dacă faci ceva, o pățești, sau prin faptul că îți arăt că dacă încerci să faci ceva, nu ai nici fel de șansă pentru că eu am o contramăsură pregătită. Ilan Laufer, bună seara. Care sunt informațiile? Ce atac pregătește Israelul? Ce știm la acest moment? Bună seara, domnule Bedea. Bună seara invitaților și respectatorilor. Ieri în noapte a avut loc o ședință a cabinetului de război, din care li s-a comunicat ministrilor că țintele au fost agreate cu Statele Unite ale Americii. După cum ați arătat pe ecran, acest sistem TIAD a ajuns în Israel în urmă cu două zile, dar astăzi presa centrală din Israel a anunțat că cele 6 baterii de interceptare cu sistemele radar au fost deja amplasate pe poziții. Foarte important este de menționat faptul că acest sistem are o posibilitate tehnologică de plug-in cu sistemul de antiaerian israeliană, deci va fi operat
concomitent de soldații americani și cei israelieni, deci devine practic o extindere a sistemului de apărare a Israelului. Are un avantaj foarte mare că poate să intercepteze la o altitudine mai mare rachetele care ar putea să vină din partea Iranului ca un contraatac la atacul pe care Israelul probabil că îl va efectua din ceea ce se vehiculează în presa din Israel după plecarea secretarului de stat american Anthony Blinken, care ajunge noaptea asta în Israel. Vizita sa probabil că este menită pentru ultimele coordonări, dar și pentru discutarea problemei umanitare din Fâșia Gaza și încercarea de ajungerea la un acord de încetare a păcii atât în Fâșia Gaza cât și în Liban. Dar o chestiune foarte importantă, miniștrii cabinetului lui Benjamin Netanyahu au fost anunțați că nu vor fi de fapt anunțați asupra momentului în care se va desfășura atacul. Foarte important de menționat, s-ar putea să fi fost deja adăugate câteva ținte suplimentare față de cele agreate în ultimele două zile după încercarea din weekend de asasinare a premierului Benjamin Netanyahu. O dronă venită din partea Hezbollah, controlată de Iran, a lovit reședința premierului Benjamin Netanyahu. Doar o secundă, domnule Laufer. Sunt raportate în momentul de față atacuri aeriene izraeliene lângă Spitalul Universitar Hariri din centrul orașului Beirut, echipele de apărare civilă căutând supraviețuitori prin moloz. Așadar, în momentul de față, avem atacuri în Liban, mulțimile de rezidenți libanezi fug din suburbiile din sudul Beirutului pe măsură ce începe valul de lovituri în această noapte. Aveți imagini de ultimă oră și informații de ultimă oră, doamnelor și domnilor, în această seară. Forțele izraeliene atacă semnificativ în Beirut, în zona de sud. Ne uităm la aceste imagini și ne întrebăm până la urmă care este obiectivul în acea zonă a Beirutului. Domnule Laufer, aveți informații suplimentare? Nu, este o chestiune care se întâmplă acum în direct. Nu am reușit să mă uit pe știri să văd ceea ce se întâmplă. Dar o să vă țin la curent cu informațiile pe care o să le primesc în următoarele minute. Hezbollahul, Hamasul și Houthis și de asemenea forțele pro-iraniene din Irak și Siria sau formează ceea ce se cheamă apărare avansată, for defense iraniană. Deci întotdeauna când aceste forțe sunt degradate datorită loviturilor pe care Tzahalul le execută, aceste lovituri vor conduce la diminuarea capabilităților generale de acțiune ale Iranului. Și mai e un principiu pe care în armată îl folosim, nimicirea pe părți. Deci automat, dacă nu ai îndeajuns de multe forțe pentru a reuși, pentru a încerca să rezolvi concomitent toate sarcinile operaționale, atunci te duci pe părți în funcție de o anumită ordine pe care o alegi, în funcție de planul pe care l-ai, evident, de resursele la dispoziție și de modul în care vezi desfășurarea și mersul acestui plan. Imagini, Israelul, IDF-ul a dat imagini cu bunkerul în care se afla liderul Hezbollah. Este centrul financiar practic al Hezbollahului. Veți vedea acolo lucruri extrem de interesante. E o fereastră mare de oportunitate, Cătălina, pentru Israel. După ce l-au omorât pe teroristul numărul 1, pe cel care era, așa cum am explicat joi seara, Osama Bin Laden al Israelului și nu doar al Israelului, pentru că au omorât și americani, au omorât și alți aliați. Iată că în momentul de față au câștigat simpatie mare internațională, chiar și aceia care erau împotriva a ceea ce face IDF-ul în momentul de față și-au arătat aprecierea. Credem în momentul de față că vor lovi violent Iranul sau va fi ceva care să nu se poată întoarce înapoi? Premierul Netanyahu încă are problema ostaticilor care nu au fost încă aduși acasă. Și există această presiune internă în Israel pentru premierul Netanyahu, după uciderea liderului Hamas, de a aduce acești oameni acasă sau măcar să comunice ce s-a întâmplat cu ei. Eu sper să nu existe această ripostă a Israelului asupra Iranului, iar în momentul de față toată lumea se concentrează pe cum poate evolua situația din Orientul Mijlociu după uciderea celor doi lideri importanți, liderul Hezbollah și liderul Hamas. Cred că este o fereastră de oportunitate, așa cum spuneai tu, pentru marile puteri, pentru aliații Israelului și pentru Benjamin Netanyahu
să înțeleagă că ar fi momentul, după un an de război cu Hamas și după alți ani de conflict în Orientul Mijlociu, să existe o înțelegere și o cale care să arate că putem mai mult decât război sau se poate mai mult decât riposte și lovituri și atacuri și război. Bun, ne uităm la această situație. Mulțumesc foarte mult, domnule Ilan Laufer. E posibil așadar să avem atacuri în curând în Iran. Israelul să atace. Va afecta în vreun fel campania noastră electorală, campania din Statele Unite, ce se întâmplă în momentul de față în Orientul Mijlociu? Orice se întâmplă... Este un subiect, trebuie să fie. Orice se întâmplă... Până acum, niciun caz. Nu, ar trebui să fie un subiect. Până acum, nimic. O campanie de prezidențiale, cu siguranță, este o temă. Este cu certitudine, orice fel... discutam cu doamna Lasconi abordează discutam cu un discutam cu un medic, hai să nu o dăm pe bășcălie că păi acolo nu, chiar se moare. Eu vă întrebam foarte serios. Vorbeam cu un medic care mi-a scris dacă îmi dați chiar o informație, nu e o bășcălie. În Beirut îmi scrie o doamnă medic care a ajuns acolo prin căștile albastre și îmi scrie așa: eu așa ceva am văzut doar în Sudan la războiul civil, se moare pe stradă. Deci este o criză umanitară, o criză sanitară fantastică. Deci sunt români acum medici care ajută acolo vitimele. Era vorba de campania electorală de aici, dacă va fi abordat acest subiect în campanie. Doamna Lasconi explicam îl va aborda. Orice candidat, indiferent cum îl cheamă, va răspunde în studio Antena 3 sau oriunde este întrebat pe orice temă de politică externă majoră. Campania, asta am spus. Chestia asta a fost abordată de Șoșoacă, problema evrească, dar a stopat-o Curtea Constituțională a României spre disperarea din punct de vedere peneliștilor, auseriștilor. Din punct de vedere. Deci a încercat Șoșoacă să abordeze. Al securității și a păcii mondiale. Enorm contează ce se va întâmpla în America la aceste alegeri. Enorm. Pentru că cei doi prezumtiv președinții americani au viziuni total diferite. Iar eu, din punct de vedere economic, piețele financiare, știți foarte bine cât de influențate sunt de rezultatul alegerilor din Statele Unite și, în mod evident, economia României și nu numai economia României vor fi afectate de toate schimbările. Dacă îmi dați voie, că văd pe domnul Bade aici... Doamna Lasconi... Dați-mi apropo, voie să spun o propoziție legată de domnul Badea. Să înțeleagă care-i treaba cu securitatea. Da, ne explică domnul Ciucă. Abia citește un text, pe bune. Păi da, nu puteți, că nu vă lăsăști. Eu cred că tema securității naționale e influențată și de războiul din Ucraina și de ceea ce se întâmplă în Occident și de ceea ce se poate întâmpla în Asia. Este o temă foarte importantă. Eu sper să fie abordată în campanie electorală, dar până acum în campanie electorală nu am avut decât discuții absolut insignificante, atacuri și nu am răspuns la niciuna din întrebările majore care le preocupă pe români, cu toate eforturile noastre de a încerca să ducem discuția în altă direcție. Deci eu sper că în dezbaterile care se vor organiza, eu tema securității despre Ucraina, eu mi-aduc aminte să fie bine serios dezbătută. A spus că pacea depinde de voința Ucrainei. Bada. Bună seara. Cum comentați? Ce anume? Orice. Da. Eu o să comentez referendumurile sau referendumul lui domnului Nicu Șordan, care a fost aprobat astăzi cu o largă majoritate. Pe care îl susții? Mi se pare un fonfleu absolut. N-are nicio importanță, nicio relevanță. E un non-subiect, în opinia mea. Și cred că este intenționat promovat și împins pentru a nu vorbi despre subiecte importante. Poate că e mai bine, totuși. În România nu prea e făcută pentru subiecte importante. De ce spun că este o... Nu mai au acum că de ce vrea Nicu Șordan, mă doare în cot, nu are nicio importanță. Că de ce vrea el puterea, că ea de la sectoare totuși au făcut ceva, că el n-a făcut nimic, am văzut o fel de... Nu. Deci discuția de referendumul este, după părerea mea, ineptă. Dintr-un... Și subiectul este un fonfleu. Din următorul punct de vedere. Primarii PSD și PNL, ăștia care au fost aleși acum 3-4 luni când au fost aleși, nici n-au intrat încă în funcție. Pentru că încă nu și-au dus la capăt mandatul primarii vechi. Da? Deci, după lupte crâncene, de exemplu la sectorul 1,
la sectorul 2. În sfârșit, PSD și PNL au câștigat, da? La sectoarele astea, nu? Așa. Nu mai zic sectorul 4, nu mai zic sectorul 6, nu mai zic care sunt câștigate, am fanfar, dar zic astea la luptă crâncenă. Deci nici nu a apucat primarul ea bine să intre în mandat. Deci să-și imagineze cineva, indiferent, presupunem că se vor duce bucureștenii și vor vota, ceea ce e foarte probabil să voteze, pentru că ei votează multe inepții, nu e nicio problemă, referendumul lui Pește Prăjit, după aia va trebui o lege care să-l pună în efect pe el, pe referendum. Deci dacă își imaginează cineva că PSD și PNL, după ce de-abia câștigară primăriile astea, se apucă acum să-i dea de fapt, să-i belească pe primarii proprii ca să-i dea puterea lui Nicu Șordan, în două cuvinte, exclus. Deci este un referendum despre nimic care va produce nimic. E un subiect doar de... În loc să vorbim despre subiecte importante, și poate că e mai bine că nu vorbim, că nu este pentru noi, vorbim despre un fonfleu și atât. Cu teste de parlamentar. Ce ziceți, domnul Ungureanu? Că nu... Da, spuneam că e o cale lungă, e o cale lungă de la a consulta sigur că da. Populația dreptate, Badea, Bucureștiului până la implementare. Dar apropo de ce spunea domnul Badea zile trecute, lumea e un loc foarte periculos. Și tema asta, Orientul Mijlociu, care e neglijată la noi, așa cum spunea domnul Badea, este o temă importantă. Acolo se concentrează multă putere, multe forțe și cred că și România, la nivel de discurs public și la nivel de campanie, ar trebui să se preocupe de acest subiect. România nu e în marele joc. Acolo joacă marele puteri. Dar e o temă care va influența și prețul petrolului. Adică tot ce se întâmplă în lume are legătură cu zona aia care e mult neglijată în spațiu public. Asta am vrut să spun înainte de a intra domnul Badea în emisie. Îl simt în formă, da, domnul Badea. Tocmai de aceea vreau să-i urez mult succes. Exact. Urmează chiar acum domnul Mircea Badea. Domnilor și domnilor, v-am prezentat la începutul emisiunii o formă de a participa în confruntările pentru prezidențiale. Vă invit să filmați întrebarea dumneavoastră, vreau să vă vadă toată țara și să vă audă. Filmați-vă întrebarea, țineți telefonul așa, nu așa, uitați-vă în telefon și filmați întrebarea dumneavoastră pentru fiecare candidat la prezidențial. Filmează, întreabă, trimite pentru candidatul favorit, pentru candidatul care poate ar putea să fie favorit, pentru candidatul pe care poate considerați că n-ar fi bine să fie votat și vreți să-l încuiați, 0744 882 200. Săptămâna viitoare avem confruntări la prezidențiale, iar dumneavoastră sunteți invitați practic în primul rând. Rămâneți cu Mircea, noapte bună!